Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Spre deosebire de noi care vrem cafele și acum vom și mânca. Ceea ce nouă ne place foarte cel mai tare la acest podcast, să mâncăm. Și al doilea lucru care cred că ne place cel mai tare este că... Să mai mâncăm un pic. Și am pus jumate de geamantan cu salam de Sibiu. Băi, cum s-or fi uitat chinezii aia acolo, îți dai seama, când a ajuns la aeroport, salam de Sibiu, luați și o brânzică, luați și, cred că, și o zacuscă. La între Bookfest, 1 și 5 iunie, la Bookfest, vor exista, bănuiesc, și tarabele cu mici. Și dimineața la sandwich, deci era pâine cu salam de Sibiu, dacă se găsea. Lapte nu aveai, dar în schimb aveai ceai. Noi ne uităm acum că așteptăm să vedem când vine invitatul. Ia, vezi că ai primit notificare. Notificare să vedem dacă a venit invitatul nostru. Că va trebui să te duci. Dacă vine invitatul, oprim introducerea. Ok. Și o continuăm. Vine, ajunge. Ajunge. Ajunge, da? Da. Vreau să știu însă cât timp avem noi la dispoziție. Cât vrei tu. Ca să știu cât mă lungesc, cât pot să... Dacă răspund mai scurt, mai lung, mai... Internetul nu are bine. Okay. Ce bine. Nu e ca la televizor, e o discuție frățească, prietenească, nu avem limite de normal, timp. De nu avem, trebuie să întrebăm și asta, nu? Adică ce despre pragul celălalt, despre lumea asta care se prăbușește aici la hotarele noastre. M-au înconjurat pe mine și pe Ioana din toate părțile și au spus fugiți. Și am fugit, eu n-am fugit... În ultimii 10 ani am făcut 3 pași alergători. A fost o săptămână excepțională, 2 săptămâni excepționale, niște zile din alea minunate, cum altfel nu poți să le zici, pentru că... Până azi noapte. Exact. Până azi noapte. Azi noapte, când a fost furtuna. Ai prins bubuiala de 1? Nu. N-ai prins-o? Am dormit adânc. Dar ce somn ai? Adânc. Doamne. Aia cred. Au piuit toate. Aia, lângă voi, la mine toate alarmele. La mine puteau să piuie niște câini, cel mult. A, piuit și cățeaua din perete, sigur. Da. Da, eu nu m-am culcat, deși mi-era cam somn. Așa? Pentru că am văzut că se pregătește ceva. Am văzut luminându-se camera prin perdea. Serios? Da, de vreo 2-3 ori, dar una a fost bubuială mare de tot. Și... s-a lătrat, cum se spune impersonal, s-a piuit și am așteptat să se potolească. Și la un moment dat s-a potolit. Și după ce s-a potolit, m-am dus și eu pe foșnetul de ploaie, dar fără tunete. Foșnetul de ploaie îmi place. Deci au fost zile frumoase, dar seriile nu sunt interminabile, știm asta din toate domeniile. Acum pe mine m-a deranjat mai tare că îmi spălasem mașina, știi? Așa se întâmplă de obicei. Da. Există un zeu pe care îl cheamă Murphy. Exact. Și care supraveghează și toate lucrurile astea. Îmi spălasem mașina și mă uitam și zic, băi, dar chiar așa ghinion să dai tu 35 de lei? Poate 40. Asta nu știu, e mult, e puțin. Sunt 35 de lei. În orice domeniu sunt la fel. Eu la metrou nu plătesc. Decât într-o lună. Spălarea metroului. Da. Chiar voiam să te întreb. Îl mai spală pe metrou din când în când? Să știi că arată onorabil. Da. Adică arată peste alte metrouri din alte orașe. Nu peste toate. Da. Dar dacă îl compari, depinde de etalon. Dacă îl compari cu Roma, e mai bun. E mai bun. Chiar dacă îl compar cu Viena, e mai bun, nu atât de punctual, e adevărat. Dacă îl compar cu anumite magistrale din Paris, e mai bun, mai arătos, mai aerisit, mai spațios. Cred că și dacă îl compar cu Londra. Ai dreptate, la Viena e cam înghesuit. E cam înghesuit, și... e destul de vechi și a început să nu mai fie atât de curat cum era când l-am văzut eu prima dată. Și la Londra e foarte adânc și nu e aer. Și o căldură îngrozitoare. Și la Praga e adânc, din ce știu eu. Sunt niște stații unde urci și cobori, de te uită Dumnezeu pe scări. N-am ajuns în Cehia, dar bănuiesc că berea bună ne va aduce acolo. Da. Știu, ridici din numere, asta e. Asta, dar pot să stau să mă uit la oameni care beau și să mimez cordialitatea. Asta pot să fac. E foarte posibil. La noi mai sunt niște aventuri în cartier când plouă atât de tare, se înfundă canalizările. La noi se strică semafoarele. Da? Da. Iată, trec pe intermitent, pe galben automat. E o formă de asta de solidarizare pluvială. Și mă întreb de ce nu se întâmplă așa și în alte locuri. În Amsterdam, de exemplu, că plouă mai mult decât la București. La Amsterdam oricum e cu multă apă. Sau la Seattle, nu știu. Acolo merg semafoarele. Aici intră într-o formă de protest spontan. Că tot se poartă formele de
coagulare spontană, da? Indiferent că e vorba de grevă sau de altceva. Dincolo de ploaia asta, chiar spuneam că au fost niște momente bune. Am făcut un interviu cu Gary Kasparov. Gary Kasparov, am văzut. Da, bravo. Și pot să povestesc despre asta. Și m-am întâlnit și cu Walter Robinson de la Boston Globe, care a venit la Superscrieri. Poate așa e când e ziarist. Da, sigur. Cum să nu. Păi nu, că și tu ai fost în juriu acolo. Dacă am fost în juriu, da, dar eu nu sunt ziarist. Păi nu, că apreciază, pot aprecia mai mulți oameni. Nu toți sunt ziariști. Zic de tine că ai prilejurile astea de interviu cu X, cu Y, cu vedete, da? Este privilegiul meseriei. Păi privilegiul meu este, așa te-am cunoscut și pe tine, așa. Că mergem și punem întrebări. Am avut și eu privilegii de genul ăsta, că m-am cunoscut cu Jonathan Coe. Săptămâna asta? Nu, acum, mai de mult. Da. M-am cunoscut cu Salman Rushdie și m-am cunoscut cu Ethan Hawke. Sigur, ei nu mai știu. N-ai de unde să știi chestia asta. Oamenii drăguți și aduc aminte. Vede milioane pe săptămână. Te pomenești că la un dat te întâlnești în Londra cu cineva și spune... Asta e ca ei. Hey, mate! Da. Da. Și ți-am zis că i-am văzut în Londra pe cei de la Metallica. Ți-am povestit asta? Nu la concert. În fața la Bush House. Știi Bush House unde era sediul BBC? Nu, că am trecut așa, fugitiv. E o zonă foarte frumoasă așa și acolo, de acolo începe așa numitul City londonez. Și o zonă de asta în care e puțină lume, e foarte frumos. Și Curtea Supremă de Justiție, mai sunt câteva cabinete de avocatură și treceam strada de la Bush House către City în partea aceea și din partea asta la altă treceau și ei la semafor doi tipi pe care îi știam, știi? Și zic, bă, ăștia doi... Cu cine seamănă ei? Sunt la... și îmi pică fisa greu. Că Lars Ulrich și cu James Hetfield treceau strada în sensul ălălalt. Și a fost, îți dai seama, că a durat o secundă. Lars Ulrich, care a jucat și în filme, am văzut un film cu el. Avea un rol de amorez năbădăios și viforos în pat. Nu știu așa ceva. Aș vrea să văd chestia asta. Nu cum știu cum îi zice, da. Îți dai seama că întâlnirea noastră de o secundă nu m-au recunoscut. Nu? Nu. Ei pe mine nu. Sunt lucruri care nu se pot explica pur și simplu. Exact, da. Și mi-a venit, eram și cu Alina și mi-a venit să mă întorc după ei. Da, Alina mi-a zis cu minte, știi, cum suntem noi crescuți. Nu deranja oamenii. Absolut, oamenii cred că... Cum mi-a spus doamna Cela Manea lui Norman Manea, stai drept. Da. Asta așa ți-a spus și ție. Asta din episodul cu Magda Grădinaru. Dar cum era să te întrebe Hatfield... Sunteți domnul Stribla de la BBC? Cred că leșinam acolo. Da, da. Leșinam petrecere, rămâneam acolo, mă găseai tot timpul. Like, share, subscribe, vă mulțumim tare mult. Uitați-vă și la episodul anterior și să nu uiți să spunem lucrul acesta. Știi că sunt niște oameni care s-au uitat pe YouTube și ne-au donat bani. Am văzut ceva. Da. Mi se pare... Mulțumim tare mult, da. Echipa noastră va aprecia acest lucru. Am rămas uimit. Am uitat și eu pe YouTube și am văzut că... Mai spusesem o dată bancul cu Isidor. Am văzut că mai povestisem de episodul din Budapesta cu voucherul, când a întârziat avionul. Și asta mă face să nu mai spun nimic de acum încolo, pentru că înseamnă că memoria mea de rate ori nu, glumesc, evident. Da. O să spun. Nu o să mai spun bancul cu Burundi, aia puteți fi sigur, dar s-ar putea să spun pe ăla cu cheferistul, s-ar putea să-l spun la un moment dat. La podcast nu cred că l-am spus. Deși nu exclud ca la comentarii să mi se spună... Eu știu pe ăla cu ceferistul care punea 25 de ani, care suna la... Spune-l tu. Știi? Hai, spune-l. Un ceferist de câte ori ajungea acasă cu locomotiva, parca locomotiva, să ducea la gară, dădea un telefon și spunea nevestesii... Parca locomotiva. Gara locomotiva. Parca mă lăsa așa. Așa și dădea un telefon soției și spunea am venit, știi? Și tot îl întrebau colegii, băi, ești nebun, de ce dai telefon acasă? Și el spunea, dar ce crezi că pentru 25 de bani îmi stric casa? Bun, da. Nu înseamnă să-ți cunoști familia. Da, al meu e mai lung un pic și e cu... Noi ne uităm acum că așteptăm să vedem când vine invitatul. Ia, vezi că ai primit notificare. Notificare să vedem dacă a venit invitatul nostru. Da, că va trebui să te duci. Dacă vine invitatul, oprim introducerea. Ok. Și o continuăm. Bine, ajunge. Ajunge, da? Da. Am spus ok și gata, continuăm. Da, e mai lung bancul. Cred că vine invitatul până îl spun eu. Un ardelean mergea cu trenul și n-avea loc. Pe scaun stătea pe hol. Mergea el, nu știu, Cluj, Oradea. Și la un moment dat îl taie o pârdalnică și să se ducă la capătul coridorului. Se duce, deschide ușa și dă de oglindă. Se uită și zice,
să iertați. Închide ușa, mă, să duce înapoi. Mai stă, dar la apucă din ce în ce mai rău. Se duce iar. Oglindă, no, să iertați. De vreo 3-4 ori și la un moment dat trece controlorul. Și zice, Badie, bag seama că îi oare cine înăuntru la Buda acolo și n-are țădulă. Aha. Și se duce controlorul, se uită, se întoarce, zice, no, nu-i bai, că e cheferist, dar ăsta. Nu cred. Aștept să aflu că l-am mai spus. De ce l-ai pus cu ardelenie? Așa l-am auzit, așa l-am primit. Supere. Am o grămadă de prieteni în ardeleni. Și am, voi fi avut, când va apărea episodul, voi fi avut și două lansări în Ardeal. Da. Noroc apare episodul după. Corect. Sesiunile noastre. Fii atent. Da. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorinci, ne bucurăm să vă regăsim, mulțumim pentru mesaje, salutare Radu Paraschivescu. Te salut Cătălin Striblea. De la bun început, nu uitați că avem un buton de like pe toate mediile noastre, un buton de subscribe aici cu un clopoțel alături, dacă apăsați pe subscribe, apăsați și pe clopoțel, e foarte important, vă vom putea deranja oricând să vă spunem lucruri frumoase, avem și un community acolo unde mai conversăm, punem poze. Ce poți să spui altfel? În apărarea mea. În apărarea ta, da. Pot să spun că podcastul ăsta începe să devină, dacă nu dolofan, în orice caz să se mai împlinească pe la umeri, pe la șolduri, începe să aibă o musculatură. El, cred că plecase așa cu un gând oarecum temerar, dar acum e pe picioarele lui, învață să meargă și învață destul de bine și asta și cu sprijinul celor care își investesc timpul, răbdarea și nervii câteodată ca să ne asculte pe noi și sperăm să le livrăm ceea ce își doresc, sigur că nu o să mulțumim pe toată lumea, că n-ai cum. Cine vrea unanimitate e departe de lume și de mersul lucrurilor, dar sperăm să aducem lângă noi oameni pe care se intereseze poveștile noastre, că le mai repetăm, că ele sunt din Times Immemorial, cum se spune. Da. Nu contează. Mulțumim celor care, spuneam deja, au făcut mici donații. Da, au fost surprinzătoare pentru noi. Există această posibilitate, aveți un buton acolo, se numește Thanks sau Super Thanks. Deci nu le dipuim foarte bine. Dacă foarte tu nu bine. Le dipuiești, da, ce să mai zic. Da. Și acolo, când vă uitați la un video, se poate face și chestiunea asta. Faptul că sunt unii dintre voi care au plătit ca la un bilet de film, adică 10 euro, ni s-a părut formidabil. Și ne face să ne simțim actori. Da. Noi folosim banii aceștia să investim în diverse lucruri și să-i plătim pe colegii noștri care mai și muncesc. Ne mai și muncesc la podcastul ăsta, spre deosebire de noi care vrem cafele și acum vom și mânca. Ceea ce nouă ne place foarte cel mai tare la acest podcast, să mâncăm. Și al doilea lucru care cred că ne place cel mai tare este că să mai mâncăm un pic. Că avem niște invitați foarte faini, iar astăzi anunțăm de aici, nu? Adică spunem de la bun început. Sigur, invitatul nostru de astăzi este și suntem foarte onorați. Mircea Cărtărescu este. Mircea Cărtărescu. Am dat o postare pe Facebook în care spuneam că avem un invitat orbitor, cu majusculă, și au existat și reacții vag mefiente sau ironic mefiente. Adică, bă, nu se poate. N-aveți voi puterea asta. Da, nu, erau de la prieteni, de la oameni pe care îi știu foarte bine și, într-adevăr, e un invitat pe care îl așteptăm cu toată plăcerea, cu toată bucuria și cu care sunt convins că o să avem ce discuta. Și eu cu un pic de emoții, că voi sunteți prieteni și cunoscuți și colegi de breaslă. Și ne-am văzut la Bookfest, ne-am văzut chiar pe Valea Oltului mergând spre Timișoara, ne-am întâlnit pe Valea Oltului în aceeași benzinărie, popas de cafea. E o singură benzinărie acolo, deci... Acolo, da. Ce interesant. Da. E și un restaurant acolo la care am înțeles că se mănâncă binișor lângă benzinăria aia. Nu te contrazic, dar știu restaurant. Dar la mici nu v-ați oprit dumneavoastră? Nu. Unde, la Dedulești? Da. Nu, de data asta nu, că pot să spun ajungeam ceva, în Banat. Pot să spun ceva care sigur v-a îngrozit pe multă lume? Te-a dezamăgit produsul, da? Da. Hai mă. Serios vorbesc și eu vreau mici mai bine făcuți. Deci, serios, nu... Vino la Bookfest. La Bookfest, între 1 și 5 iunie, la Bookfest, vor exista, bănuiesc, și
tarabele cu mici. Și există nenumărate lansări. Da. Una domnului Radu Paraschivescu. Da, una este a mea cu Noi suntem români, nimeni nu-i perfect. Sâmbătă pe data de 4 iunie, la 4 iunie la ora 13. O să participe Cătălin Striblea. Da, iată. O să participe Lidia Bodea, firește. Da. Și o să participe Dan Teodorescu. Da. Care a confirmat. După care, noi doi în tandem, la ora 15, ne mutăm la Tatiana, Niculescu. Ne mutăm. Vine ea în locul... Așa, dar vine ea în locul Sabinei Fati, cred, pentru că între mine și Tatiana este noua carte a Sabinei Fati, pe care o să o lansez. Și după aia o să mă lansez și pe mine spre aeroport. Am auzit, da. Da. Dar Humanitas vine cu recoltă bună de tot, sunt, cred că, peste 40 de evenimente și, ca niciodată, chiar ca niciodată, începem evenimentele de miercuri. De la 14:30, noi de obicei miercuri și joi nu făceam nimic. Uh-huh. Primeam oaspeți la stand și cumpărători și cititori. Acum avem la 14:30 o dezbatere ce se întâmplă cu România needucată, cu participarea extraordinară a Emiliei Șercan. Și avem și ziua de miercuri acoperită și ziua de joi și vineri și care sâmbătă. Să vă anunț că Emilia Șercan vine și la România în direct pe data de 27 mai. Ai văzut? Ediție excepțională, o să puteți să vorbiți cu ea la telefon. Mm-hmm. Și bănuiesc că o să o invităm și aici și sperăm să accepte. Da. Că n-ar avea de ce să nu. Ar fi interesant să auzim povestea ei și aici, mm-hmm, și avem multe alte întrebări care nu s-au pus încă. Ai de arătat și o carte aici. Da, și mai spun de câteva cărți, până o arăt pe asta. Cartea lui Tarantino, după care s-a făcut celebrul film, cu povestea de la Hollywood. E o carte care a apărut, cred că ieri sau alaltă ieri, trei zile cel mult, carte tradusă foarte bine de Iulia Gorzo, apărută la Humanitas Fiction, și semnalez și romanul care se va lansa la târg, romanul Toate greșelile care se pot face, al lui Cătălin Pavel. Cătălin Pavel este un om de condei, de tastatură, mă rog, foarte, foarte rafinat și polivalent. Arheologie, poezie, eseu și acum roman. Iar cartea pe care o prezint eu ca prospătură este a lui Ai Weiwei, un disident chinez, 1000 de ani de bucurii și dureri. E o carte apărută la editura 3, e o carte destul de mare, de 400 de pagini. Ce frumos arată. Mare. Da, este coperta originală asta. O carte la care am muncit ceva, pentru că, repet, e voluminoasă și povestește despre China de dinainte de Mao, din timpul lui Mao și de după Mao. Povestește Ai Weiwei despre el, dar și despre tatăl lui, despre suișurile și coborâșurile lui, despre felul în care a căzut în disgrație și pe urmă a reintrat parțial în grațiile puterii, despre gesturile lui de disidență care l-au și expus și care i-au adus interdicții de participare la tot felul de expoziții internaționale, despre lucrurile pe care le-a făcut în expozițiile internaționale, la Londra, la Düsseldorf, în tot felul de locuri de pe planetă. E un om care e stabilit în Occident de multă vreme și care, cu anumite puseuri de fanfaronadă, să zic așa, este totuși o prezență utilă și este un om care pune reflectorul pe China așa cum o știam, dar nu în profunzime. Traducere de tine. Traducere de mine, da. Că asta e ideea prezentării acestei cărți. Nu m-am cărți. Uitat înăuntru să văd cine a tradus, pentru că știam. Mai avem astăzi de prezentat câteva cărți, la momentul oportun. Eu o să vorbesc un pic și de superscrieri. Foarte concursul bine. De presă din România, stați pe aproape, au fost câteva evenimente importante acolo și trebuie marcate ca atare. Și, sigur, avem astăzi fotbal amuc, o să vorbim și despre torturi, muzică, totul la locul lui, invitat ultra-celebru cu niște povești extraordinare din Columbia, Mircea Cărtărescu. Așa că subscribe, clopoțel și o să revenim să vă spunem ce cu mâncarea de pe masă. Am să spun o întâmplare absolut extraordinară. Pregătiți-vă, am fost la restaurant de degustare. Oh, stai să zic. Gras cocoș, așa gras se spune. Cocoș, da, cocoșul gras, dar are dar și niște... Dar camațos. O să vezi. Haideți că vă povestim imediat.
oale, pulcele și tigăi. Așadar, da. Mâncarea de pe masă, o poftă pe care o am după săptămâna trecută, așa, când am fost invitat într-un context, nu lărgesc evenimentul, să ciugulim ceva, da, că ăsta e termenul corect. Da, da, da. Unii spun să servim. Așa. Hai care e termenul incorrect. Ai fost vreodată la din ăsta să-ți arătă meniul nostru? 1, 2, 3 Nu. Bun. Deci, da, cred. Bun. Da, hai, da. Oamenii gătesc impecabil. E ca o bucătărie miniatură. Nu exagerez cu nimic. Da, da, da. Lași de aici o guriță, lași și de aia o guriță, las. O să povestesc altă dată. Au fost multe feluri, ele număr. Problema acolo e următoarea, că e și o problemă. Adică acolo te duci nu ca să mănânci ca la mici, ca la asta, te duci să vezi maestria bucătarului. Care era măiastru, ce să zic. La un moment dat a venit și o zacuscuță pusă într-un cuibuleț de nu știu care, am luat o gură. O guriță, chiar când aș zice o guriță, o guriță, da. Și seara s-a cam încheiat. Ție fiindu-ți foame. Eh. Ha, vezi? Asta a fost un pic de problemuță ca să continui așa. Superb. Deci când o să fac recomandările despre Santa, o să fac superb. Așa că am venit acasă și știi cum să spune? Și ai gătit o ceafă. Un platoaș. Un platoaș. Da. A făcut un platoaș, că de asta era. Și m-am întors eu și la zacuscă și am avut și o brânzică și am avut, ca pe vremuri, un salam de Sibiu. Da. Da. Noi mai facem cumpărături de la Lidl, adică mi se întâmplă destul de des să facem chestiunea mai asta. Mai trec și eu pe acolo. Tu pentru ce treci? Eu n-am răbdare să stau la coadă, dar stau. Pe Irina. Nu, Irina se duce din propria inițiativă, unde trebuie să o trimit eu. Eu mă mai duc, aspir și eu câteodată la salamul de Sibiu, pentru că este o amintire de copilărie și de interdicție din copilărie, de la un punct încolo, pentru că eu nu se mai găsea. Asta este, cred, un mușchi file. Mușchi file. Da. Astea toate sunt românești. Da. Astea toate sunt românești, că de asta și povestim. Apropo, pe 23, care e luni, mai, da, începe săptămâna românească, știți că iau săptămâni. Da, da, da. Săptămâna românească cu salam de Sibiu, cu cornulețe, care s-au mâncat, el n-are voie, dar are voie curată de la mine. Saleu s-a mâncat și ăsta... Cornulețe cu rahățel. Și cu gemuț. Magiun. Acum magiun, magiun da. De prune. De prune, magiun de prune. Știu, Și știi cum se face? Făcea mama, se iau prunele alea... Și să fac magiun. Și, da, știi cum? Să scad, ele nu sunt puse cu adaos de zahăr. Ele să scad până când devin pasta aia și aia e superbă. Adică vrei să spui că până și unul ca mine ar putea să încerce un cornuleț cu magiun de prune? Da. Ok. Da, dar magiun de prune ai voie oricum și așa. Bine, el are... Are zahărul lui. Are zahărul lui, nu știu cât îți face asta, dar magiunul de prune e un produs fără zahăr care odată să coboară. Odată bănuiesc că nu e o dramă. O să iei o linguriță și mie mi se întâmplă să o două. Eu suferim doar de gras. Da. Iar salamul de Sibiu trezește amintiri plăcute și neplăcute, dar alea plăcute sunt legate de gustul lui și de capacitatea mamei și a bunicii mele de a le tăia finisim în condițiile în care nu aveau feliator. Eu nu știu cum făceau. Adică... Stai, oprești un pic, știi cum e mușchiul ăsta? Da, mai știu că eu am mâncat acum 3 zile. Deci m-am dus... și am luat așa ceva tocmai pentru că avea o transparență, nu chiar ca al lui Radu Vancu în romanul lui, dar o transparență îmbietoare. Vai, da, și este suficient de subțire, este exact de subțirimea optimă și care mie îmi servește ca să pot să mai iau o felie. Pentru că altfel, dacă îți aduci un bucățoi, se presupune că să te saturi, că elegant e să nu mai ceri. Așa fiind străvezia aproape, ai alibiu ca să mănânci mai multe. Da, poți să mănânci mai multe și nici nu e, nici nu e mult. E chiar un pic mai bun decât hamonul, sincer să zic. Da. Una e una alta, dar mușchiul mușchi. Te-am întrerupt cu salamul de Sibiu. Nu, salamul de Sibiu, mama și bunica aveau această capacitate uluitoare pentru mine, care sunt un neîndemânatic, de a... De-aia mă pui să vorbesc, ca tu să te ocupi. Da. De a le tăia așa, la milimetru sau mai puțin de un milimetru grosime, nu știu, ceva aproape de transparență, iar eu îmi puneam pe pâine felii de astea, umpleam o felie de pâine, o garniseam cu 5-6 felii, pe vremea aia mâncam pâine albă ca un prost. Nu doar cu pâine, zi cinstit, că dădeai felia de pâine cu unt. Da și nu, la început nu.
M-am obișnuit, însă după ce am fost în Franța și am descoperit untul sărat. Pe care sigur că l-ai la îndemână și în România. Iei unt și pui sare pe el și ai unt sărat. Nu, în copilărie refuzam untul. Da? Da, nu. Până la primul drum în Franța, când am văzut Bersale, și când mergea cu bagheta, aia este crima perfectă. Baghetă cu unt sărat. Și dacă pui și așa ceva, salam de stat de Sibiu, ești un om făcut. Mea, eu nu mâncam unt în copilărie. Nu erau foarte subțiri salamul de Sibiu. Oricum era mai subțire decât orice altceva, pentru că la un moment dat s-a subția de tot, adică nu l-ai mai găsit. Exact. Eu știam, știam că în copilărie salamul ăla era ca un fel de marfă, adică dacă găseau ai mei salam, era o chestie foarte tare. Da. Iar dacă îți făceau sandvișuri din alea cu salam de Sibiu, că noi mai plecam cu sportul și aveam nevoie de sandviș. Da. Să uita lumea la tine. Salam, boier, nomenclatură. Nomenclatură și să mai dădea uneori un pic la prăjit, dar foarte puțin așa o trecere, dacă însă făceau ochiuri. Să făceau ochiuri și spunea salam de Sibiu. Și pentru noi, și dimineața la sandwich, deci era pâine cu salam de Sibiu, dacă se găsea, lapte nu aveai, dar în schimb aveai ceai. Ceai a fost nelipsit din toată copilăria mea. Și asta e poveste care a venit mai târziu la mine, s-a repetat mai târziu în România. Sigur, anii au trecut, salamul de Sibiu a rămas și el o vreme. A rămas și un stâlp de bază la tot ce înseamnă chestia asta românească. Și la anunț, știi? Că da, știu. Și în continuare cred că mai găsești. La gustări, da. La gustări sigur găsești un salam. Dar chestia cea mai... Eu am avut cursuri săptămâna trecută și am avut masa la Hilton. Și la gustare era și salam de Sibiu. Aranjat, așa, făcut. E tradițional, e românesc, da. E autentic. Foarte bun, da. Românii chiar știu să facă. Dacă există un produs al nostru care ăla e, ăsta e. Și babicu. Deci babicu și ghiudemu, fratele lui Geamăn. Da. Când se tăia așa mic, babic nu prea am văzut eu în copilărie, că nu era așa după anii 90. Și am zis, uite un sălămier mic aici. Da, da, da. Ce-o, și opa, care poate fi și picant. Care poate fi și picant și pe care îl... A început aversa. Asta că nu are o tehnică, poți să ai tehnică de mâncare, știi, îl bagi în guriță așa și rămâi cu erțe marcat în guriță. Știu. Și ei folia. Eu mi-aduc aminte de babic pentru că a fost un cuvânt pe care l-am dat de mimat cuiva. Când jucam noi mimă în facultate și el... a dus un deget pe limbă și a arătat așa. Și cineva a spus babic. N-am înțeles nici până în ziua de azi care a fost codul de transmitere a informației. A pus un deget pe limbă și după aia l-a arătat așa, că era iute. Dar putea fi, ardei iute sau altceva iute. Și cei din echipă au spus babic. Babic. Da. Excelent babic. Și mie asta voiam să zic. Eu la un moment dat am plecat în China la niște prieteni care locuiau acolo și urma să stăm la ei. Și, mă rog, știi cum să fac aranjamentele astea de călătorie? Oamenii, na, ce mai vreți? Ce vă aducem din țară? Ce aia? Și ce salam de Sibiu? Printre altele. Salam de Sibiu, brânză, urdă. Urdă. Da. Au, la săptămâna românească, cum am uitat pe listă, sau urdă. Și azi veniți voi cu astea încoace. Și am zis, băi, zic, glumești, nu? Și îmi spune așa, zic, copilul nostru... Este obișnuit cu asta, te rog să mă aduci. Și am pus jumate de geamantan cu salam de Sibiu. Ei, cum s-or fi uitat chinezii aia acolo, îți dai seama, când a ajuns la aeroport salam de Sibiu, luați și o brânzică, luați și, cred că și o zacuscă, am dus la un moment dat. Tot ce se poate face în domeniul ăsta. Eu cred că așa un pic, a intrat în filonul nostru. Așa am crescut, astea sunt lucrurile care crește, astea duci mai departe. Da. Micul și marele tranzacționism. Astea le practicăm, dar le practicăm și în țară, nu numai în afara țării. Și după care... Avionul cu oala cu sarmale, deci astea sunt povești adevărate. De sarmale nu am dus, dar astea... Da. Nu s-a dus un englez pe care l-am cunoscut, s-a dus în țară cu oală cu sarmale, gătită de soacră, mi se pare. Unde s-a dus, la el în Anglia? La el în Anglia și nu știu cum a reușit să treacă la control, dar mi-a spus că acolo era un avion cu mulți englezi. Și reacția a fost de surpriză plăcută, de bucurie. Și vreo doi chiar au spus real food. Adică obișnuiți cu alte lucruri
mai de plastic, așa, au simțit imediat autenticul. Știi că la Săptămâna Românească, la Lidl, mai e ceva lucru pe care eu îl iubesc, tot așa făcută de producător român, că de-aia îi zice, ciorba de burtă. Ok. Nu știu cum te împaci tu cu ciorba de burtă, dar pentru mine e o chestie de bază. Da, și bine, tu ai burtă. Am și burtă. E ca și cum tu n-ai avea. Dar am pentru mine eu, da. E o chestie pe care am descoperit-o după anii 90. Poate un pic înainte de anii 90, dar nu mi-aduc aminte, la restaurante nu cred că găseai așa ceva? Găseai. Da? Depinde. În anii 80, în Constanța găseai, la începutul anilor 80, la sfârșit, doar dacă știai pe cine trebuie. Am să zic de ce în Constanța, că aici voiam să ajung. Mi-a explicat Vartan Arachelian. Așa. Căruia îi spun, lucram la un moment dat împreună și îi spun, haideți că noi aici, ăștia mai mici, știm noi un loc unde să mănânc o ciorbă de burtă extraordinară. Adică o schembea. Cum se zice? Schembea, așa. Așa îi se spune, da? Schembea. Și haideți să mergem acolo, că mergem toată echipa, să mâncăm o ciorbă de burtă, că nouă ne place. Și el se uită un pic așa la noi și spune, nu prea. Și nici nu prea vă înțeleg pe voi, tineri. Dar zic, explicați-mi, domnul Arachelian, că totuși, na, e bună, chiar e o mâncare bună și asta. Burta care zidește. Și el... și el îmi spune... știi, eu sunt născut la Constanța, familie de armeni, probabil mai cu bunăstare, și părinții, mama, ne împiedicau să mâncăm ciorba de burtă pentru că era mâncarea hamalilor din port. Și era o mâncare asociată cu niște oameni mai săraci, mai asta, și ăsta e un gust care se deprinde. Și eu l-am deprins după anii 90. Mănânci o ciorbă de burtă, te dregi, pui un ardei, pui oțet acolo. Știu și astăzi vreo două locuri unde e o ciorbă de burtă de asta. Așa, dar n-am mai mâncat de mult. Și de acolo mi-a rămas cu ciorba asta de burtă și odată a făcut tata acasă. Știi? Da, asta a fost o nebunie. Pe vremea aia nu se găsea burta gata făcută. Adică astăzi, nu știu dacă ești pasionat de chestia asta, este și burtă. Și o pui în oală și îți faci propria ciorbă de burtă. Aha. Și iese ea vine gata ca la restaurant? Sau... Dacă ești șmecher, iese. Da. Problema este că pe vremea aia nu era curățată și are un miros specific. Da, 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 știu. Frățioare. Știu, da. De-aia e bine să o iei gata făcută. Da. E bine să o iei gata făcută pentru că Lidl nu e gata făcută. E gata făcută, o iei din conservă, o încălzești și să mănâncă, că e foarte simplu de făcut. Eu am avut doi, pe tata și pe fratele lui, dobrogeni amândoi, din Negru Vodă. Unchiul meu adora ciorba de burtă. Ar fi mâncat dimineața la prânz și seara. Tata reticent. De acolo ți se trage. Nu știu de ce. Da, bănuiesc că se mâncă el la gusturi, nu la toate, e adevărat, dar el a fost în port. Și el, deși a intrat la drept al doilea, că primul a fost, mi-a spus, șeful, băiatul prefectului de covorului, el a intrat la drept, a fost... a demisionat din armata regală, au venit băieții la putere și el la un moment dat a fost hamal, deci a cărat cu cărca în port și ar fi trebuit să se acomodeze culinar. Ori nu s-a lipit de el produsul ăsta. Fratele lui, în schimb, oricând, trezit din somn, mânca așa ceva. Dar noi terminam petrecerile studenției sau, mă rog, după nunți, ce mai era în perioada aia, să mergea cu o ciorbă de burtă. Și la Constanța am văzut în loc de ciorba de pătroace, am fost acolo la vreo două nunți, cred, în loc de ciorba de pătroace, dimineața se făcea ciorbă de burtă. Adică acolo e înțelenit locul. Da, da, da. Știu că la un loc unde așa ceva are căutare. Avea în anii 70, început de anii 80, pentru că după aia nu s-a mai găsit absolut nimic și după aia doar dacă erai un pilos sau erai prieten cu un șef de restaurant, mai aveai acces la așa ceva, altfel nu. Dar bine, vorbim de o perioadă în care nu se mai găseau și retturi sau cremă de ghete sau paste de dinți. Trebuie să treci la delicatese, aia e, unii oameni mănâncă melci, știu. Eu ridic o sprânceană. Ca Ancelotti. Ancelotti și sprânceana lui. Eu cred că totuși cum să zic, ciorba de burtă este o delicatesă noastră națională. Se mai face prin alte părți? Am mai scăzut prin Turcia ceva. Nu știu, chiar nu știu. Da. N-am cerut așa ceva în alte țări. Știu că se face în alte regiuni din România. Îi zice tripe soup. Da. Bun, îi zice în meniurile noastre unde ai și varianta în engleză.
se face în alte locuri. Adică mătușa mea de la Lugoj gătea așa ceva. Nu foarte des, dar făcea. Ei erau mai cu supa de roșii. Mai subțire, da. Așa. Da, 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 da. O brânzică de horezu? Da. Da? Da, da, da. Da. Aia. Eu în copilărie... Și un cașcaval, dacă se poate. Și că și așa îmi plouă în gură. Eu nu știu cum... Deci, da, astea acum le-am desfăcut, doar nu le-am lăsat, Doamne, iartă-mă așa. Nu? S-a făcut adică, platoul ăsta și nu s-a pus o brânzică. După ce tragem genericul de final, cum se spune, mai și mâncăm. Mai și mâncăm din el. Da. Așa. Noi v-am povestit toate astea pentru că, încă o dată, pe 23 mai... Începe săptămâna românească. Da. Da. Mm-hmm. Mie săptămânile astea îmi plac, știi? Da, că te duci acolo și găsești. Da, mă mai duc și eu din când în când. Acum o să mă duc la asta românească, știu, în mod special pentru astea. Ăsta, mușchiulețul, e formidabil. Da, știu. Știu că ți-am spus, am luat acum 3 zile întâmplător. Yeah, și ar mai fi treaba asta cu cornulețele. Da, acolo astăzi, mă simt vinovat acolo, da. Da. Avea cineva niște cornulețe la muncă. Mm-hmm. Și eu am mai trecut o tură prin ele, că așa s-a întâmplat. Doamne, deci voi vă cunoașteți de mult. Da, dar n-au fost mai mult decât 2 și promit să fiu cu minte. Și am avut aici un, l-au ascuns Iuliana și cu Mari, l-au ascuns că nu-l mănânc. Mi s-a servit, cum se spune. Aia, asta e corect, s-a servit. Da, un iaurt de bivoliță, cred că zic corect, iaurt de bivoliță, 8%. A, știu că tu ești iaurgiu mare. Da, da, da. 8%, 8% ca iaurtul reprezentativ. Ca iaurtul grecesc. Ăla n-are 10? Da, da, 8-10, ce aia? Da. Crezi că se uită cineva așa cu exact? Eu am pedanterii de-astea contabile. Da, nu. Știi cu ce merge la, nu? Hai că zic eu. Hai că spune. Știi? N-ai făcut niciodată treaba asta? A, nu, că tu, săracul, nu poți să faci. De ce e iaurtul ăsta care e gros? 8%? De ce iubim iaurtul? Că tot vine Mircea. Că-ți spun imediat de ce îl iubim, da. Iei iaurtul 8% așa. Și deasupra lui pui dulceață de afine. Wow. Așa. Da, bine, cu magiun de prune nu prea, dar cu dulceață de afine ca aia să mă întinde. Afinele sunt indicate la diabetic. Iată un alibi. Sunt sigur că în dulceață nu, dar totuși. Nu, în dulceață nu. Da. Mm-hmm. Și iei iaurtul ăla, îl pui într-un bol și deasupra pui tu dulceață de afine și ai iaurt cu fructe, cum s-ar chema, că și ăla tot așa. Da, da, da. Și eu mai fac din astea, știi? Aha. Că ăsta nu e. E iaurt cu... Te văd în stare, da. A? Te văd în stare. Când ai un moment de la decădere, așa, știi, și ai nevoie de energie. Așa îl tratezi. Da. Și te refaci. Da. Te refaci. Asta 8%, da, da. Și vișinată și afinată. Ok, da. Eu aici am condiționări medicale, dar altfel înainte am crescut într-o familie în partea bănățeană unde vișinata și afinată erau la mare preț. Mai avem o chestie. Dar cașcavalul ăla, că nu-l văd aici, n-au și cașcaval. Eu sunt un mare fan al cașcavalului, trebuie să fie acolo. Ah, da, uite că-l văd. E acolo în colț. E acolo, uite-l, mă, mititel. E brânză? Ah, ok, da, să zicem, da. Dacă îi zice brânză, poate cașcaval. Da, 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 da. Da, era marea noastră maturată minim 5 luni mâncă la artat. Noroc că i-am balat. Că te-ai năpustit. Cristian da, dacă îmi dă cineva un cuțit, îl desfac. Cristian Mititelu, el a zis așa, mi-a povestit, el om de 70 și... Domnule Striblea. Domnule Striblea, des pe vremea aia... O să intri la noi în cadă. Da, 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 e. Okay. Domnule Striblea, când venea în România, cerea din asta brânză, mă rog, de horezul, din lapte de oaie. Și zic, dar ce vă zic, de ce lapte de oaie? Care-i treaba, domnul Mitelu, cu lapte de oaie? Și mi-a explicat că înainte de a pleca el din România, fost spre finalul anilor 60, o chestiune de asta, nu exista noțiunea ca brânzeturile astea maturate să fie făcute din lapte de vacă. Uh-huh. Și el spune că adevăratul cașcaval și adevărata brânză se fac doar din oaie. Vreau că peste ani gusturile se schimbă, se maturează, se arată altfel, dar el mereu venea pentru treaba asta. Să știi că și eu țin minte cașcavalul din copilărie. Acum numai nu pot să jur că toate erau din oaie, dar le țin minte și ajunsesem la un moment dat să fac departajări papilare stranii pentru mintea unui copil de 9 ani, 10 ani și știu, vai ce bine faci, țin minte cașcavalul trapist,
țin minte cașcavalul Tilsit, țin minte cașcavalul Penteleu. Și acum, sigur, Dalia e ceva mai nou. Dalia Carnavalului. Da, mulțumesc. Așa, și acum eu trebuie să... Îmi place că vorbește tu că îți povestesc. Nu, mănâncă tu că îți povestesc eu. Spune. Asta e, în primul rând, că e mișto că sunt făcute de români, știi? Și le ai pe alea toate ale tale. Mm-hmm. Și doi la mână, e bine că ai ce povesti. Cum zic eu acum cu afinata, fii atent. Eram tânăr reporter, cum e? Nebunie. A? Nebunie. Un pic sărat, un pic de... Eram așa, tânăr reporter pe la radio, pe la Iași, și acolo să tot mergeam deplasări cu diversi oameni, diverse mașini, mai făceai reportaje pe teren, ăștia care erau mai bătrâni aveau fiecare portițele lor, cunoștințele lor, te mai duceai, te mai întâlneai cu unul. Și la un moment, dar eu nu știam asta, că eu eram prea mic. Nu știam încă pe unde intri, mai ești omenit, te mai puneau oamenii ăia la masă și ajungem noi la o... N-am să vin niciodată. Ajungem la o... fel de pensiune undeva importantă în zona aia Bucovine, unde eram cu șeful meu și omul s-a pus liniștit la masă. Dar eu neștiind, el a comandat, ți-mi minte și acum, niște ciuperci cu smântână și cu mămăligă și mi-a spus, ia și tu, dar eu n-aveam niciun ban. Băi, dar n-aveam niciun ban. Deci chiar. Și nu puteam să știu dacă se plătește, nu se plătește, era și rușine să-i spun omule, îmi plătești tu, așa. Și mie mi-au dat-o afinată. Care era din partea casei. Da, bun. Și nu mănânci, nu ți-e foame. Nu, Și stomacul vorbea în timpul ăsta. Ghiorea. Și afinata aia care a fost, am înțeles, eu m-am prins că, uitați, luați aici, o guriță. Da. It's on the house. Da. It's on the house. Știi? Și afinata aia n-am să uit, era și bună. Da. Da. Te înțeleg cu reticența asta, pentru că am pățit-o și eu, ca omul nefamiliarizat cu așa ceva, când eram interpret, prin la jumătatea anilor 90, și făceam interpretariat pentru un sindicat al profesorilor, AFT, American Federation of Teachers, și seara am ieșit la masă cu lectorul principal, că erau vreo trei, cu lectorul principal, cu cealaltă interpretă, care era bună prietenă cu mine, și era în centrul Sibiului, țin minte, și eu m-am fofilat. Și am spus, pe mine mă iertați, dar nu stai cu noi la masă, nu, adică mă ține o măsea și nu, n-am... tocmai pentru că n-aveam bani. Și m-am dus la colț și mi-am luat doi covrici. Și am hăpăit, deci am mâncat precum câinele, așa, fără să mestec, pentru că eram căpiat de foame. Și după aia am întrebat-o... Cum a fost? Da, cum a fost, și Cornelia m-a întrebat, că ea a simțit ceva și mi-a spus, tu de ce n-ai vrut să stai cu noi, nu ți-e antipatic omul? Zic, băi, nu, n-aveam bani. Păi ce bani este? Că plătesc ei tot. De săptămâna viitoare, de pe 23 mai, la Lidl, începe săptămâna românească cu produse din cămara noastră. Da. Așa se numește. Cămara noastră e brandul care adună... toate bunătățile astea și pe care noi mai avem un pic. Da. Dacă mai facem două pauze, rezolvăm tot. De pe masă mai rămân cărțile nemâncate. Da, serios. Deci combinația asta pentru mine e asta cu brânză. Da, asta e fabuloasă. E foarte interesant că îi zice brânză, dar e un fel de cașcaval, știi? Da, cașcabrânză. Cașcabrânză, da. Foarte bun. Mușchiul ăsta pe file și cu... Salamul de Sibiu, feliate, foarte subțire. Bine, știi care, ar fi șmecheria acum, de fapt, adevărat ar fi să tai pâinea asta. Așa, și să-ți faci sandwich. Să-ți faci sandwich, să pui în ea. Da, știu. Și aș pune 4 felii din astea, așa. Salam de Sibiu, așa. Și niște brânză tăiată mai subțire. Da, și după aia atacăm coșul. Da, și coșul, nici coșul nu e rău acum. Nu e, da. E tot cu salam de Sibiu, tot cu mușchi. Dacă mai văd ceva de la camara noastră. Mai vezi, da. Iaurturi. Așa. Aici la noastră o ciorbă de fasole cu afumătură, ca să fie și dietetic ceva. Da. Ce e dietetic aici? Cutia. Da, e foarte bună. Eu mănânc ciorbă de fasole cu afumătură, să știi. Și comand. Aici e bine că știu că... are 400 de grame, asta mă uitam. E prea mică? Îmi pare... Desfaci două. Ce? Da, asta te ține pe tine din muncă. Da. Asta e camera noastră de la Lidl, 23. Da.
Ehe, o să fie greu, stimați prieteni. Mircea Cărtărescu vine în câteva minute. Oare lui ce-o fi plăcând din asta? Păi nu știu, putem să-l întrebăm. Dar el este fit. E fit și am impresia, da, nu-i ca noi. Adică poftea are și el. Are, este teluric până la urmă. Da. Dar am impresia că încearcă să-și supravegheze greutatea. Da, păi și eu nu să e nu treacă de 100. Dar... Da, noi o supravegheam să crească corespunzător. Da. Mm-hmm. Mulțumim Lidl de... Platoaș. Pentru că ne-ați adus din cămară. Da, și spor la treabă la toată lumea. Mergem către invita mai departe. Îngrijorări sănătoase. Bun. Venit invitatul. Venit invitatul, dacă noi așa ne-am... Făceam introducerea și ne-am oprit. Bine ați revenit la Vorbitorinci. Invitatul nostru de astăzi... Este totuși Mircea Cărtărescu. Da. Te salut, Mircea. Mulțumesc tare mult pentru, că ai răspuns invitație. Mă bucur mult că vă revăd pe amândoi. Așa. Da, noi ne-am revăzut acum aproape două luni, acum o lună și ceva, la Bucfest Timișoara. Da. Și e de două ori un privilegiu că l-avem aici invitat. În primul rând pentru ce conține și ce scrie și în al doilea rând pentru că este o pradă greu de înhățat în această perioadă anului, pentru că e un om care are multe turnee, multe evenimente, multe plecări. Prin urmare... Știu de la tine, da, că sunteți foarte ocupați, că vine și Bookfest. Vine și Bookfest pentru ei. Da. Da, e adevărat că sunt foarte selectiv în ultima vreme. Sunt silit să fiu așa pentru că altfel eu sunt foarte sociabil, dar la voi oricând. Okay. S-a notat. Eu vreau să vă zic așa, dacă noi trei avem cu siguranță o trăire comună și aici mă duc la un text al lui Mircea Cărtărescu din evenimentul zilei cu mulți ani în urmă despre avioane. Așa. Textul despre avioane, care mie mi-a rămas în minte și zice așa că n-ar trebui să le zică avioane, ar trebui să le spună catedrale zburătoare. Da, sau biserici zburătoare. Sau biserici zburătoare, da. Cred că toți este puținul loc în care toată lumea se roagă. Da. Eu fur startul, mă rog o noapte înainte. Încep să îngraș porcul în ajun. Eu și acum zic, eu nu mă simt bine în avion. Și ultima întoarcere pe care am avut-o din Spania, nu, deloc. Mi s-a părut lung, 3 ore jumate și la aterizare la București, multe din astea... Tu care ai fost în Singapore... Vai, drumul meu în Singapore, o să povestesc o dată. Am crezut că mă albesc. Fost în Brazilia, stai un pic. Nu, adică... deci este foarte greșit. Uite, și vreau să vă întreb, câte, că ați fost acum în Columbia, câte motoare avea avionul cu care ați fost în Columbia? V-ați uitat? Absolut deloc, habar n-am, a fost ultima mea... Oricum cu soț. Da. Cu soț, da, oricum. Da. Poate cu soț. În orice caz, legat de zborurile astea, eu n-am niciun fel de sfială. De altfel... N-am avut nici la examene și nici în alte împrejurări emoții sau lucruri de felul ăsta, chiar nu știu ce înseamnă asta. În avion îmi pun sufletul în mâinile celui de sus, cum se zice, și scap de orice grijă. Sigur, te mai zgâlți, mai ai puține reacții din astea fundamentale, fiziologice, te apuci cu mâinile de sprijinitoarele scaunului, dar altfel nu mi s-a întâmplat decât un lucru catastrofal, tot într-un zbor transoceanic, când am coborât pe aeroportul din Minneapolis și fiind foarte răcit, neavând în momentul ăla cum să evit plecarea pentru că am răcit cu o zi înainte, mi s-au înfundat trompele și când am coborât mi-a pleznit un timpan. Ceea ce n-a fost deloc plăcut. Îmi pare rău că vin cu amănunte din astea ciudate aici. Deci la Minneapolis nu. Însă, din fericire, mi s-a spus când am ajuns la spital acolo că timpanul se reface. Că în 2 luni de zile el se reface ca nou și nu mai e nicio problemă. Dar am fost surd de o ureche timp de 2 luni, ceea ce e foarte bizar. Nu știu dacă multor oameni li se întâmplă în mod normal, când cineva îmi vorbea în partea stângă, eu l-auzeam în partea dreaptă. Ceea ce îmi dădea un sentiment de totală confuzie. Nu aș vrea să intre, dar îmi dau seama cât de complicat trebuie să fie.
Am avut un prieten care a venit acum din Singapore, tot așa cu ureche în auzea. Și tot am stat în mașină și ăsta e și mai ciudat pentru că el stătea în dreapta mea și nu auzea cu urechea stângă. Și tot avea, ce ai spus? Aolea, Doamne. Da, din fericire totul s-a terminat cu bine și n-am mai avut probleme. Asta a fost de mult, nu? Asta a fost acum 14-15 ani. Ok. Și ai fost prima dată în America la începutul anilor 90, bănuiesc. Am fost prima dată în străinătate în America. Ah, ok. Vă dați seama ce șoc cultural am avut. Deci am plecat la sfârșitul lui 90 la bursa aceea, nu știu cum se mai numea, International Writers Program din Iowa City, unde mai fuseseră Blandiana, nu știu, alții și în anii 80. Dar eu am fost printre primii care au plecat, sau chiar primul care a plecat în libertate. Și fără suspiciuni, fără alte lucruri de felul acesta. Și am nimerit exact în mijlocul lui Big Apple, în Manhattan, din Bucureștiul complet distrus, cum era atunci, în care nu se mai bătuse un cui de 10 ani. Am ajuns în Manhattan și nu mi-a venit să cred. Adică am avut șocul vieții mele, ceea ce ar fi trebuit să fie plăcut, ar fi trebuit să fie un fel de senzație din asta de eliberare totală. Dar de fapt a fost un fel de chin, un fel de chin dulce, ca să zic așa, permanent. Nu m-am trezit ca dintr-un fel de jet lag cultural. Nu m-am trezit timp de 2 săptămâni cât am stat în New York și am umblat ca beat. Și țin minte că primul lucru pe care l-am făcut, cum au făcut mulți români în perioada aia, a fost să intru într-un supermarket și să pozez rafturile. Pentru că m-am gândit că la întoarcere nu o să mă creadă nimeni. Absolut. Am făcut poze la conservele care erau acolo, la sticlele de whisky, la merele lustruite, fiecare cu grijă și așa mai departe. Și a fost o imagine, o amintire traumatizantă și de neuitat. Și nu te-ai gândit să rămâi? Păi sigur că m-am gândit să rămân la capătul a 3 luni după ce mi se oferiseră vreo 5 slujbe, deci aveam ce să fac acolo. Okay. Îi cunoscusem pe Dorin Tudoran, pe Volodea Tismăneanu, pe o grămadă de oameni importanți care aveau posibilitatea să mi ofere niște slujbe. Și? Și la sfârșit, pe JFK, când am ajuns lângă avion, am scos un quarter și am dat cu banul. Asta e o chestie absolut reală. Da. Nici nu-mi vine să cred nici acum, am mai povestit-o pe undeva. Am scos o monedă și am dat cu banul și am spus, dacă pică pe vulturi, mă întorc în România, dacă pică pe partea cealaltă, rămân. Și a picat pe România. Și eu cred că banul ăla a știut ce a știut. Pentru că privind în urmă acum, nu-mi pare rău nicio clipă. Asta e, aveți undeva o remarcă asta, când am documentat eu un interviu acum vreo 2 ani, că spuneați așa că probabil că dacă ați fi rămas în lumea occidentală, ați fi fost un scriitor mult mai cunoscut. Cred că asta era exprimarea. Și ați fi avut mult mai mult de, cum să zic, profitat în carieră de chestiunea asta, pentru că ați fi avut sprijinul unor edituri mai mari, mă gândesc. Da. Aș fi fost un scriitor mult mai cunoscut dacă aș fi apucat să ajung scriitor, ceea ce mă îndoiesc. Mă îndoiesc că intrând într-o lume nouă, trebuind să faci față tuturor frecușurilor vieții într-o lume nouă, să scapi de complexele de inferioritate, să înveți limba, să te descurci cu toate lucrurile, mă îndoiesc că aș mai fi putut continua o carieră de scriitor. Sigur, gândindu-te că scriind în limba respectivă, o limbă de uriașă circulație universală, neavând nevoie de traducători, neavând nevoie de edituri și așa mai departe, pe care să le convingi că un amărât din România merită să fie publicat, sigur că ar fi fost mai bine. Dar asta, cred că abia la a doua generație s-ar fi întâmplat. Prima generație, cred eu că de multe ori, în ciuda unor lucruri care mă contrazic, unor oameni care au avut succes cu adevărat, cred totuși că la a doua generație poți face ceva în străinătate. Deci nu te-ai fi văzut învățând limba atât de bine încât să scrii în limba aia? Pentru că eu nu învăț nimic ușor.
Toate lucrurile le învăț foarte greu, pe unele le învăț temeinic, dar toate le învăț foarte greu, iar la limbi străine n-am niciun fel de talent. Așa încât poate mi-ar fi fost greu. Ce să spun? Așa a fost să fie, cum se zice, și sunt foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere. E da, dacă te uiți în urmă, altfel, mai bine de 35 de ani. De altfel, mergând în America de mai multe ori după aceea, eu am constatat, poate că am fost subiectiv sau, mă rog, am constatat că lucrurile nu sunt foarte, foarte asemănătoare mitului pe care îl avem noi în privința Americii. Firește, îl aveam când mitul ăsta ne ajuta să supraviețuim, aveam mitul unei lumii cu adevărat democratice, ideale, opulente și așa mai departe. Dar ultima dată când am fost în Statele Unite, mi s-a părut că e mult mai bine în Europa. Mi s-a părut că totul este altfel, nu în sensul bun al cuvântului, că America are un fel de pânză socială sfârșiată cu desăvârșire în ultima vreme, foarte greu de refăcut, că problemele pe care le au ei acolo, și nu numai problemele acestea, dar și aspectul străzilor, aspectul general, atmosfera generală, mi s-a părut că este inferioară celei europene. Mie, dacă ar fi să aleg acum, mult mai mult mi-ar plăcea să trăiesc într-o țară europeană, chiar și o țară nu de primă mână, decât în Statele Unite. Știți ce mi-a aminte? Balsam pentru music to my ears. Știi de ce? Acum, domnul Cărtărescu vine și curmă o controversă care a avut loc la noi în familie. Așa. Când s-a întors Vladimir din America, după ce a petrecut 2 săptămâni la școală în America, la un colegiu de acolo, și se întoarce din America. Anterior fusese în tabere similare din Europa. Se întoarce din America și eu încântat. Visul America. Și zice, na, nu America. Mi-a spus, Manhattan, o cale a victoriei mai e mizerie, așa, știi? Și zic, cum? Te-am trimis în America, familia noastră a făcut un efort asta. Și a zis, nu, Europa e mai bine. Și prima dată am zis, mă, nu, eu fi plăcut ceva, am avut un sentiment din ăsta. Zic, nu se poate, zic, este datorită vârstei sau din cauza vârstei, este o percepție eronată a unor date de acolo. Asta datele din ziare, sigur, nu mai confirmat, dar acum când veniți cu gândul ăsta... Aș spune că am dreptate 100%, da, sigur, dar e vorba de un sentiment pe care l-am avut. Da. Și eu prefer vorba. Deci, în această comparație, sunt de partea Europei ca un caragios, fără să fi văzut un centimetru pătrat din America. Eu n-am văzut, la mine cel mai lung zbor a fost Lisabona. Dar eu sunt un filo-european îndrăjit și Mircea este un scriitor intercontinental, că s-a întors nu de mult dintr-un turneu. Esențial și eu sunt filo-european și mi se pare că ideea europeană, așa cum se concretizează în Uniunea Europeană, e una din marile idei politice ale lumii și merită să fie dusă mai departe. Cu toate riscurile? Cu toate riscurile. Cu că sunt și riscuri. De a avea și țări ca Ungaria în Uniunea Europeană, cu riscurile de a avea liberalism din loc în loc, populism din alte locuri, dar... Suveranism la noi prinde cheac de câteva luni. Dar în linii foarte mari, Europa este o țară, cum se zice, who cares, îi pasă de cetățenii ei. Este o lume care ar merita să își câștige și ceea ce aș numi așa, poate puțin pompos, un fel de suprapatriotism, adică un patriotism european care să dubleze oarecum, uneori luând-o înaintea patriotismului local, național, alteori rămânând în urma lui. Totuși, ar trebui să existe ceva de felul acesta. Vorbeam de America Latină, a cărei experiență am avut-o în ultima vreme. Acei oameni sunt extrem de mândri de orașele lor, în primul rând, au un fel de patriotism din ăsta regional, al urbei din care provin, dar și de țările în care s-au născut, fără ca el să fie grosolan, agresiv, șovin și așa mai departe. Se vede că acești oameni, mai tineri ca democrații decât noi, totuși au învățat ceva din adevăratul spirit al democrației. La noi, nu numai că patriotismul nostru este veștejit pentru că e compromis definitiv de comunismul care se bătea cu pumnii în piept,
dar nu am auzit pe cineva la noi să spună sunt mândru că sunt european. Sau chiar și în Franța, chiar și în Germania, chiar și în Italia. Nu auzi acest lucru. De cele mai multe ori auzi critici sau bombăneli împotriva spiritului european și, mă rog, conducerii de la Bruxelles în special. N-aș spune că nu au și dreptate, pentru că e o conducere ultra-birocratică și așa mai departe. Dar totuși, eu cred că Europa nu supraviețuiește așa cum este acum. Ea ar trebui să fie mult mai aproape de idealul acesta al unor State Unite, cum sunt Statele Unite ale Americii, Statele Unite Canadiene, Statele Unite Mexicane și așa mai departe. Deci eu sunt mai degrabă un adeptul unei integrări mai mari europene decât o vedem noi astăzi. Vii din, cum ai spus, dintr-un turneu spectaculos și îndelungat în America Latină, în Columbia de data asta. Și am văzut niște remarci ale tale în alte interviuri. Ai vreo explicație pentru felul cum s-au dat peste cap orașele și s-au schimbat și țara însăși? Pentru că înainte noi când spuneam Medellin, spuneam cartel. Da? Da. Acum tu vii și spui, nu e deloc așa. Ce a declanșat schimbarea? Cum a fost cu putință? Sigur, Columbia nu trebuie idealizată. Nu. Este o țară latinoamericană care de 200 de ani, ca toate celelalte, are aceleași probleme. Problema, în primul rând, enorme discrepanțe între bogați și săraci, care îi distruge pur și simplu social. Problema corupției foarte mari, problema educației care... Mă rog, ar trebui să îi scape de subdezvoltarea asta de lumea a treia, cum se zice, mie stigmatul Americii Latine, dar să comparăm situația actuală a Columbiei cu cea a Venezuelei. Diferența e ca de la cer la pământ. Acum 30 de ani era exact invers. Venezuela era, având petrolul acela, nu știu, cred că e a doua sau a treia sursă de petrol din lume, era o țară, o super țară. Nu mai zic că fetele lor luau concursurile de Miss, toate concursurile fără nicio problemă. Da. Columbia nu era nimic. Era o țară de țărani, de peoni, care abia o scoteau la capăt. În plus, era cea mai violentă țară din lume. Deci acum 30 de ani, Medellin, fiindcă așa se pronunță, Medellin, era considerat cel mai periculos loc din lume, cel mai periculos oraș, pentru că era sediul cartelului lui Pablo Escobar, cunoscut de toată lumea, și astăzi, când zici Medellin, zici... Da. Ca atunci când zici Ionel Teodoreanu, zici la Medellin, aici zici la Medellin. Și era fieful lui Escobar. Atât de tare, încât când Escobar a fost arestat, a cerut o singură, ca cei care cer să mai tragă din țigară sau nu știu ce, a avut o singură dorință la sfârșit, să-și construiască singur închisoarea. Și i s-a permis și și-a construit singur închisoarea în care a fost deținut. Ca să vedeți ce putere colosală avea. Ei, acel sindicat al crimei, al traficului de cocaină, al, știu eu, jafurilor de toate felurile, a fost eradicat în mai multe feluri, dar fundamental prin faptul că plantațiile de cocaină ale zeci și sute de mii de țărani care trăiau din asta, din plantarea cocainei, au fost înlocuite de guvern, au avut șansa să aibă un guvern liberal acum 25 de ani, au fost înlocuite de guvern cu plantații de cafea. Acest lucru s-a dovedit absolut providențial. Cu cocaina s-a terminat, toate sancțiunile impuse Columbiei din cauza asta s-au dus, iar cafeaua columbiană a devenit numărul unu în lume în momentul ăsta. Și eu m-am întors, trebuie să mărturisesc, cu 5 kg de cafea din Columbia. Și în plus au existat și alte măsuri din acestea de redresare, nu numai economică, dar socială în primul rând, educațională și socială. De pildă, am vizitat
în drumul ăsta tot soiul de locuri, de la cele mai, știu eu, extraordinare, mai exclusiviste, colegii și facultăți care erau ca la Cambridge, același gen de campusuri cu clădiri de cărămidă, cu pajiști și așa mai departe, unde numai copiii celor mai înstăriți mergeau, până la locurile cele mai nenorocite și mai defavorizate, unul dintre ele fiind Ciudad Bolivar. Bolivar. Ciudad Bolivar, am fost sus în Ciudad Bolivar, care are o istorie foarte interesantă. Tot pe vremea lui Pablo Escobar, s-a produs un război al cocainei, la care participau trei forțe. Cartelurile oamenilor, poliția guvernamentală și trupe paramilitare, care erau private și care luptau când de partea unora, când de partea celorlalți. Cine plătea mai mult? Da. Iar în mijloc erau țăranii, care erau măcelăriți, ca în Ucraina astăzi. Deci civilii suferau cel mai tare. La un soldat care murea, mureau 10 civili. Și atunci ei n-au mai putut sta acolo în zona asta războaielor și au fugit. Și au găsit această stâncă, plată, acest platou din sudul Bogotei, Bogota e la 3.000 de metri înălțime aproape, și platoul ăsta e și mai sus. Deci ajunge la 3.000 de metri cel puțin înălțime. Unde s-au suit cu toții? S-au dus, nu erau drumuri, s-au cățărat pe stânci. Și populația la început era de 10.000 de oameni, acum e de 1.000.000 de oameni. Deci 1.000.000 de oameni sunt în acest cartier al Bogotei, care se numește Ciudad Fascinant, care e un fel de refugiu. Bolivar. Dar acum au infrastructură, adică... Asta urmează să vă povestesc dacă pot, dacă îmi dați voie. Ce s-a întâmplat acolo? Acest milion de oameni nu avea din ce trăi. Și-au făcut cocioabe din bolțar de ăștia. Așa, mă rog, noroc că acolo e cald tot timpul, adică este o singură, în fiecare zi la fel, nu exista anotimpuri. Dar totuși oamenii trebuiau să aibă unde să stea și au făcut aceste construcții, cum știți, favele sau bidonviluri, cum se mai numesc, și problema lor era să coboare în oraș unde aveau slujbele. Coborârea dura 3 ore pe... Pur și simplu ca alpiniștii, coborau pe stâncă. Da. Apoi lucrau în oraș și se întorceau 3 ore cățărându-se pe vârf. Oh, da. Ei, a venit o primăriță în Bogota, care a spus, oamenii ăștia nu mai pot fi abandonați, pentru că apar probleme sociale, au fost niște masacre teribile acolo. E o carte a lui Gabriel García Márquez, care povestește toate masacrele astea. Ei trebuie ajutați, trebuie integrați, nu se mai poate. Măi, și-au făcut niște proiecte din astea nebunești, gigantice, colosale. Eu n-am mai văzut așa ceva. De pildă au făcut un teleferic, cum avem noi la cota 1400 și cota 2000, cu cabine, dar în fiecare moment, privindu-le, vezi cel puțin 50 de cabine. Deci sunt sute de cabine, care merg din 50 în 50 de metri. Au 4 stații care urcă pe muntele ăsta din ce în ce mai mult, deservind fiecare zonă din oraș, așa încât oamenii acum, e gratis, oamenii pot să urce și pot să coboare la orice oră, 24 de ore din 24. Dar proiectul este uriaș, mi-e greu să vă fac o imagine despre dimensiunea lor. De pildă, gara de jos, sau cum să-i spun, locul de jos unde pleacă astea, este... cât aeroportul Otopeni. Este ceva foarte mare. Și sunt 5-6 linii din astea paralele. Al doilea lucru pe care l-au făcut. Au făcut școli, grădinițe, tot ce trebuie. Infrastructură de asta educațională, canalizare, curent electric, tot ce le trebuie, cămine de bătrâni, librării și biblioteci. Au mai multe librării și biblioteci acolo. În una din ele am avut și eu o întâlnire cu oamenii respectivi. Iar apoi, cea mai spectaculoasă chestie e că au chemat artiști. Au chemat artiști din toată lumea, nu doar din Columbia, să decoreze acest loc. Au venit artiști murali și cei care se ocupă de graffiti.
nu e centimetru pătrat de acolo, de pe străzi și de pe fațade, care să nu fie ornamentat cu imagini halucinante, uluitoare, gen Siqueiros sau acești mari artiști murali ai Americii Latine. Au vopsit toate acoperișurile în roșu, în portocaliu, în verde, în albastru, se face că dacă privești de sus, vezi solzișori ca pe aripile fluturilor. Au făcut minuni pur și simplu acolo. Așa încât în momentul ăsta, orașul ăsta Bolivar, e mare atracție turistică. Se câștigă enorm din acest oraș pentru că tot timpul turiștii urcă cu gondolele astea, fac poze acolo, fraternizează cu localnicii, s-a format o întreagă trupă de ăștia care cântă și dansează. Entertaineri de ale lor incase de toate felurile, așa încât e o viață extrem de colorată acolo. Iată un exemplu de succes. De succes. Și mă întreb dacă la noi există măcar o brumă de așa ceva. Dar e succes în mediu, e succes în mediu ostil. Să nu e un succes facil. În mediu criminal, da, pe asta în spun. Mediu de droguri, în mediu ucigaș. Da. Of. Și ce face literatura în condițiile astea acolo? Pentru că, bun, cam totul crește în ultimele decenii la umbra lui Márquez. Dar sunt autori excepționali din Columbia și una dintre întrebări era dacă ai avut ocazia să te întâlnești cu unul dintre ei, nu neapărat acum, cu alte ocazii, la alte târguri, la alte întâmplări. Apropo de Márquez, unul dintre comentariile pe care le-am avut la postările mele de pe Facebook, când m-am pozat cu o imagine mare a lui Márquez, unul a spus, zice, ia uite și Radu Paraschivescu era acolo. Și într-adevăr te țin minte, Radu, mulțumesc. Fantastica ta asemănare cu Gabo, cum îi zic ei. Da, Gabo, am văzut și eu acolo, cred că am și Gabo. Comentat. Gabo, zic, da, Gabo, cred că am și comentat ceva la postarea ta. Da. Bun, și acolo scriu și citesc și trăiesc mari autori. Deci și eu am citit cărțile lui lui Juan Gabriel Vázquez. Da. Zgomul lucrurilor care cad, da, și forma lucrurilor. Da. Minunate, traduse la noi la Polirom. Am citit Laura Restrepo, Delir, care într-adevăr e o carte delirantă. Și l-am citit pe Fernando Vallejo, care mi se pare ceva... Da. Santiago Gamboa este la fel, autor tradus la noi și foarte, care merită să fie tradus, bun prieten al meu și cu Vázquez sunt prieten. De fapt, Vázquez mi-a luat și un interviu la un moment dat. Cum să nu ai scriitor când l-ai avut pe Márquez? Cum să nu ai? E ca și când ai întrebat la noi cum să nu ai tenismen dacă l-ai avut pe Ilie Năstase, cum să nu ai gimnaste dacă ai avut-o pe Nadia Comăneci. Un singur om de felul ăsta, indiferent de domeniul din care vine, creează emulație. Îți arată la nivel, hai să zicem, de comunitate, nu național, dar de comunitate că se poate. Că se poate face carieră. Pentru oamenii mai simpli funcționează și că se pot face bani din așa ceva. Márquez sau Garcia Márquez, hai să fiu corect, pentru că la ei Garcia Márquez cele două nume, și Vargas Llosa. Unul venind de la tată, altul de la mamă. Deci Vargas Llosa s-ar supăra dacă i s-ar spune Llosa doar. A și făcut-o de altfel. S-a și supărat de altfel. Când îl ai pe Garcia Márquez, trebuie să te aștepți nu numai la efecte culturale sau literare, ci la o zguduire națională, la o transformare națională. Un foarte inteligent interlocutor al meu de acolo, care ne-a condus prin Medellin și care era el însuși un personaj felinian, ceva incredibil, nu stau acum să mi-l descriu, dar nu se poate așa ceva, era dintr-un film. Altfel foarte inteligent, vorbind o engleză perfectă și fiind absolvent a mai multe facultăți, între care și de litere. Acest interlocutor foarte metisat al meu mi-a spus un lucru care m-a lăsat cu gura căscată. A spus, Márquez ne-a schimbat mentalitatea. Toată mentalitatea columbiană în momentul acesta este un produs al veacului de singurătate. Pentru că înainte de această carte,
columbienii erau împărțiți în trei categorii, așa, în trei secte, să spunem așa. Nu secte, cum se spune la indieni. Caste. În trei caste. Cei mai bine văzuți erau muntenii, care erau pe vârful munților, la Bogota, la Medellin și așa mai departe, la mii de metri înălțime. Alții erau cei de câmpie, care erau în câmp și cultivau pământul. Iar cei mai nenorociți erau caraibienii. Așa? Pescari, săraci, fără nimic, doar cu o plasă sau cu o undiță și care abia își duceau zilele. Ei, de când a apărut Macondo, care e la Caraibe, Aracataca, nu? Care e la Caraibe, imediat și-au schimbat toată viziunea despre ei și toți acum, dacă îi întreb, se declară caraibieni. Deci ăsta este idealul lor, să fie de la Caraibe, să fie născuți în Macondo. Stau să mă gândesc dacă noi în România avem, ei, dintr-o carte avem o așa schimbare sau așa amprentă. În orice caz, eu nu m-aș vrea din Siliștea Gumești a lui Marin Preda și poate cu atât mai puțin din Moldova lui Sadoveanu. Nu cred că există la noi așa. Nu cred că există. Nu. Noi am citit amândoi acum Abraxas, cam în același tim. Și acolo avem o amprentă. Nu era Tineretului, nu? Acolo era zona Tineretului, zona Pieptănari. Despre asta s-a amintea. Dar nu mi-amintesc vreo carte care să pun așa, să ne schimbe percepția asupra unor oameni sau unor concetățeni de-ai noștri. Da, poate apropiată de acest ideal, dar fiind o carte de nișă, totuși fără mare circulație și fără să fie considerat un roman național sau un marele roman românesc, ar fi Craii de Curtea Veche, care ne definește bine ca balcanici, până la urmă, nu? Da. Da, dar n-a produs mutații. N-a produs această mutație, nu. În ce relație ești cu traducătorii? Te-am văzut acum în mici fragmente, am uitat la Cultura, la interviul tău cu Mirela Nagâț, și am auzit-o și am văzut-o pe Mariano Ochoa de Eribe, care mi se pare fabuloasă și care este și traducătoarea, dar nu mai interpretata. Și este Sean Cotter, este Steinar Lone. În ce relație ești cu ei și cum lucrezi cu ei? În primul rând trebuie să vă spun că eu sunt foarte neglijent din punctul ăsta de vedere. Nu verific nimic. Deci nu, unii am înțeles și am auzit că unii scriitori lucrează în strânsă colaborare cu traducătorii, fac nenumărate variante, le dau indicații și așa mai departe. Eu nu numai că nu fac asta, dar nici n-am verificat vreodată pentru limbile pe care le cunosc, engleză și franceză în primul rând, nu am verificat acuratețea traducerilor. Nu vreau, mă țin deoparte de chestia asta. Și firește că am avut și eu toate surprizele cu putință, de la cele mai bune la cele mai proaste. N-am să uit niciodată și am povestit de 100 de ori ce am pățit cu o traducătoare franceză, prima mea traducătoare, care a tradus Nostalgia, prima mea carte apărută în Franța, și care a beneficiat de niște elogii colosale. După aceea am înțeles de ce. Pentru că era o adaptare. Ovid Grohmănicianu era prieten cu toată stânga franceză. Deci el din perioada interbelică îi cunoscuse pe Queneau, pe toată lumea, toată gașca. Și și-a pus foarte tare, eu fiind un fel de nepot al lui, era gata să mă adopte, sau să mă adopteze, cum se zice, nu mai știu. Pentru că am fost la cenaclul lui și țineam foarte tare unul la altul. Și el atunci a activat toată pleiada asta de toată inteligenția franceză și au scris ăștia niște elogii colosale, m-au pus pe prima copertă în La Quinzaine Littéraire și așa mai departe. Dar toți au spus un lucru după care mi-am dat seama cât de mult citiseră ei cărțile mele. Mi-au spus că volumul are 4 povestiri și nu 5, pentru că din greșeală pe coperta a patra scria că are 4 povestiri. Deci niciunul dintre ei nu citise de fapt cu adevărat cartea. Era un fake, așa cum foarte multe cărți primite elogios sunt de multe. Vă spun eu că în Spania nu e, v-am dus pe amândoi cadou cum ar fi, dar a fost în felul următor, că în casa unde am locuit în Spania acum recent, era și un spaniol, proprietarul chiar printre altele, care nu înțelege românește de la familia românească,
mă rog, dar de citit citește în spaniolă. Și zic, cum facem? Hai să-i dăm Mircea Cărtărescu. Și ne-am dus la librărie și omul și acel om zice, n-avem, s-a dat. Zice, s-a dat, să dă, zice, știu cartea. Adică nu era deloc mirat că am venit să cerem un autor român, dar vă fac rost. Asta e. Asta românesc, că vă fac rost. Trebuie doar să așteptați 48 de ore, a făcut comandă și într-adevăr au venit cărțile. Și da, asta ne-a plăcut, că el era încântat că i-am cerut așa ceva și noi eram încântați că să vindea, domnule. Deci era, nu era. Îmi pare rău, nu am mai avut. Iar în privința traducătorilor, întorcându-mă la ce m-ai întrebat, noi avem un fel de club, așa, adică sunt vreo 15 oameni pentru aceste limbi, din care unele, mă rog, universale, altele mai puțin, cu care ne cunoaștem de 20 de ani. Suntem cei mai buni prieteni, ne-am făcut vizite. De câte ori ajungem unul pe la celălalt, bineînțeles că ieșim împreună și așa mai departe. S-au anunțat deja câțiva pentru Bookfest. Și suntem, știu, și suntem cu adevărat foarte apropiați, foarte buni prieteni. Și pe lângă cei pe care i-ai numit tu, l-aș mai numi pe Jan Willem Voss. E unul dintre cei care au anunțat că vin. Unul dintre cei, aș spune eu, genial, de fapt. Aș folosi cuvântul ăsta pe proprie răspundere pentru 4-5 din traducătorii mei. E traducător de geniu. Mariano Ochoa de Ribe. Lorankel, mă gândesc. Lorankel, Inger Johansson, pentru suedeză, etc. Deci cu toți aceștia eu am o relație minunată, în primul și în primul rând de prietenie, pentru că pentru mine să lucrez cu un om pe care nu-l cunosc bine și care nu-mi e prieten, e greu. E un lucru greu. Și e valabil și pentru editori. Dacă nu mă împrietenesc cu editorii mei, mi se pare că ceva nu funcționează, că ceva scârție. Am editori cu care sunt prieten ca un frate și alții pe care nu-i cunosc, care n-au dorit să mă contacteze, nu i-a interesat să știe cine sunt sau ce-i cu mine. E adevărat, m-au publicat, le sunt recunoscător pentru asta, dar nu simt cu adevărat că aparțin de acolo. Da, azi descris din Columbia, cât am apucat să văd pe Facebook, niște scene care sunt aparte față de lumea românească sau cel puțin de lumea europeană. Sunt adică, din altă lume. Da, adică cititorii se purtau ca niște fani. Da, acolo a fost o combinație de Beatlemania cu carnavalul din Rio și cu, nu știu ce, cu Mardi Gras. Și cu fugă. Da. Înconjurat de polițiști. Eu n-am, mărturisesc că nu mi s-a mai întâmplat vreodată așa ceva, că am fost mai curând surprins și speriat decât fericit în ocaziile alea, pentru că, pe de-o parte, firește că am avut foarte multe întâlniri, discuții cu săl pline și așa mai departe, dar în momentul acela în care am fost scos dintr-un auditorium și trimis în spațiu pentru autografe, care era afară și era împărțit cu chestii din alea ca la aeroport. Nu se vedea coada, nu se vedea capătul cozii. Era ceva monstruos și colosal. Și toți strigau când mă vedeau, Mircea, 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 agitând mâinile așa. Și am avut o oră să dau autografe. Într-o oră nici capul șarpelui, ca să zic așa, nu s-a rezolvat. Și după ce nu mi-au mai dat voie să dau autografe, am ieșit și au sărit toți pe mine, pentru că erau foarte frustrați cei care nu primiseră. Și e ceva înspăimântător, nu știu unde zicea cineva, să te ferească Dumnezeu de gloată, în conul Leonida față cu reacțiunea, zicea Leonida, să te ferească Dumnezeu de furia mulțimii. Așa mi s-a întâmplat și mie, m-am speriat, nu mai puteam să respir, veneau toți din toate părțile în jurul meu, până când a strigat o organizatoare și au venit acești oameni de ordine în stacojiu, așa erau îmbrăcați, imediat iau un brâncii pe aia cu brutalitatea specifică și m-au înconjurat pe mine și pe Ioana din toate părțile și au spus fugiți. Și am fugit, eu n-am fugit. În ultimii 10 ani am făcut 3 pași alergători. Ei, am fugit 400 de metri până la ieșirea din spațiu, din incinta târgului,
gâfâind și cu gloata aia de sute de oameni fugind după noi, cu cărțile. Era, era cărțile de filmat, așa, da, era de filmat. Da, da. Era ceva exact Beatlemania. Și până la urmă ne-au ajuns două băbuțe care erau cele mai prăpădite, dar care fugeau cel mai tare. Erau recordmenele de acum 30 de ani. Da, printre ăștia care ne păzeau, au întins cărțile și le-au mâzgălit ceva pe amândouă. Au fost foarte fericite. Ce nebunie, da. Da, nebunia asta, nu știu, să mă ierte Dumnezeu, dar cred că literatura în momentul ăsta a ajuns un semn de subdezvoltare. Eu cred că țările cele mai subdezvoltate sau cele cu mai puțină forță economică și așa mai departe sunt cele mai, au rămas cele mai entuziaste cititoare. Poate peste 50 de ani vor ajunge și ei să disprețuiască literatura, să citească doar cărți de consum, să sucombe în fața propagandei editurilor și a premiilor false și așa mai departe. Dar acum ei citesc cum citeam noi în anii 70. Da, da. Cum citeam noi, cum înnebuneam când puneam mâna pe un Sabato. Sau, sau pe un Thomas Mann, sau mai știu eu pe cine. Pe un Borges, mai încoace în anii 80. Înnebuneam pur și simplu. Adică citeam cu o plăcere, era cea mai mare plăcere a mea cel puțin. Și una dintre puținele admise. Una dintre puținele care existau. Și pieptănate de pieptănul cenzurii. E interesant că valul ăsta există într-o lume care oferă o sumedenie de plăceri. Într-o lume digitală, poți să te scufunzi, uite, de exemplu, în filme. Sunt la doi pași distanță și sunt mai ieftine decât o carte, nu? Adică, tehnic, plătești 10 euro într-o lună în țara asta, nu știu cât e într-o țară din America Latină, ca să vezi sute de filme. Adică, timpul pe care ți-l acordă oamenii este mult mai prețios astăzi decât în trecut, că e același timp, sunt 24 de ore. El poate fi folosit la carte sau la film sau la meci. Sunt 24 de ore cum erau și acum 30 sau 40 de ani, dar în schimb pistele pe care poți alerga sunt de 100 de ori mai multe. Și atunci la ce renunți? Exact. În general tentația e să nu renunți la nimic, să faci cum se zice surfing. Faci surfing pe toate suprafețele posibile. Și câștigând lumea îți pierzi sufletul, cum se zice în scripturi. Asta este, pentru că nu mai ai niciun moment de plictiseală, dar în singurul moment în care rămâi singur, îți dai seama că ești gol, că ești gol pe dinăuntru, cu toată derularea asta, scrolling-ul ăsta permanent, care și pe mine mă nebunește, nu vreau să spun că sunt altfel decât toți ceilalți, și care, cel puțin pentru oamenii care s-au născut cu ecrane în față, a ajuns o altă natură, adică omenirea e mutantă în momentul ăsta. Este mutantă, acest scrolling, aceste rețele de socializare produc alte, nu numai o altă minte, dar alte dexterități. Mă uit la băiatul meu, cum butonează. El scrie mai repede decât vorbește. Adică are așa un fel de lăbuțe de păianjen. Voi cum, când scrieți, hai să facem chestia asta, când scrieți la calculator, la tastatură. Ridicolului. De ce? Scrii la laptop. Da, scriu, nu la laptop. Te uiți unde scrii. Nu, nu cu 10 degete. Nu, alea două. Cu 4 așa. Tot 4 așa. Vă uitați la ecran sau la taste? Da. Bun răspuns. Și. Eu, da? Eu mă uit la taste și stau strâmb așa și... Fii mie oare acasă o tastatură de asta cu multe culori. Probabil că ați văzut, nu știu, dar este... Și să facă, e un curcubeu. Tot timpul face așa, e pentru jocuri. Și zic, cum poți să te uiți la asta? Că ți-ar ochii. Și zic, nu, când scrii. Și spune, dar cine se uită la tastatură? Pentru că ei se uită doar în ecran. Și... Eu mă tastează numai cu degetele mari. Așa. Ține mobilul așa și tastează. Pe când eu cu un deget. Așa, da, corect. Pe altfel cum? În sfârșit. Și greșești. O să ți se spună la comentarii pe YouTube că ai mai povestit. Am zis asta cu asta, claviatura luminoasă. A, bine că ai ținut minte. S-a povestit, punem asta. Noi mai povestim lucruri. Da, nu, ni se mai spune. Că... Asta ați mai zis-o. Bine. Doctor, am început să uit. De când? De când ce? Nu știu, dar așa se întâmplă. Dar apropo, cum e într-o lume în care nu te mai plictisești? Adică plictiseala e bună.
Că e bună, cum să fie bună? Serios, așa zice neurologic și emoțional, să zice că atunci când te plictisești, creierul tău undeva în background lucrează și scoate, produce ceva. Lucruri pe care tu ulterior o să le scrii, o să le comunici, o să le faci. Plictiseala e una și ceea ce tradițional noi numim urât, urâtul, splinul, este altceva. Plictiseala este firească și, cum să spun eu, poate fi și productivă, exact cum spui. Dar acel sentiment de gol existențial, care apare atunci când, de pildă, când îți uiți telefonul acasă. E o tragedie. Pentru mine, nu numai pentru alții. E o tragedie. Simt că îmi lipsește o mână sau îmi lipsește un picior. Mai umblam pielea goală pe stradă. Da. Exact. Și atunci apare sentimentul ăsta că ești, cum să spun, ești văduvit de fapt de al doilea sistem de comunicare, cum se zice. Încât nu mai poți să faci absolut nimic. Deci nu e nevoie ca Elon Musk să ne pună, să ne planteze în creier cine știe ce device-uri. Deja le avem plantate. Deja nu mai putem fără ele. Ori asta... Mă rog, eu n-am să mai apuc dezvoltării prea multe de acum încolo, dar este ceva care ne aduce, de fapt, pe marginea unei, nu zic a unei prăpăstii, pentru că nu știu ce va urma, poate să fie ceva bun aici, dar pe marginea unui prag. Ne aduce pe un prag și nu este singurul. Nu e singura provocare a lumii de astăzi. Chiar astăzi am răspuns la un interviu italian al unei reviste catolice și care o trăgea tot timpul pe credință. Să fac eu mărturisiri complete. Mă rog, nu le-am făcut. Dar una dintre povești era așa, mă întreba, nu vi se pare că lumea de astăzi seamănă foarte mult cu profețiile apocaliptice din Scripturi? Și eu am răspuns, în bună parte da, în bună parte da. Se spune acolo, când veți auzi de războaie și știri de războaie, nu vă înspăimântați pentru că încă nu a venit sfârșitul, dar ele prevestesc sfârșitul. Și avem războaie, și avem pandemii, și avem teama de meteoriți, și avem teama de dictaturi, și avem băieții răi care se ridică pretutindeni. Și avem încălzirea globală și avem nenumărate ideologiile acestea și de dreapta și de stânga care sfâșie și provoacă dihonie în structurile sociale. Deci avem atât de multe provocări și pe unele nici nu le știm, doar le bănuim, încât te întreb ce va fi de acum încolo în lumea asta globalizată și care este într-un imens pericol. Când ea nu era globalizată, mai puteai spera ca unele regiuni să scape. Mai ziceai, trăiești în Noua Zeelandă sau în insula Paștelui, ce te poate atinge? Ei, o iarnă nucleară te distruge și acolo. Deci suntem pe o muche, pe o muche a evoluției istorice, care e foarte, foarte serioasă și care n-a mai existat niciodată până astăzi. Și cartea mai e în agonie? Literatura? Cartea este în agonie, fără îndoială. Eu n-am nici cea mai mică îndoială. Constelația Gutenberg, a lui McLuhan, de care s-a făcut atât acaz, într-un fel și-a trăit traiul, după părerea mea. Nu vreau să spun că literatura va dispărea, dar cartea pare acum un obiect de muzeu, după mine. Oamenii tineri nu mai sunt obișnuiți cu cărțile, ei au ecranele, ei au, streamingul, au alte habitudini. Sigur că și ei citesc pe lidere, mai citesc pe tablete și pe mobile și așa mai departe. Dar cartea nu mai este catedrala care există altădată. În Victor Hugo, în Cocoșatul de la Notre Dame, în primele pagini, este o parabolă de asta. Cineva, un personaj, arată către cartea de pe masă și apoi către catedrala care se vedea pe geam și spune, asta o va ucide pe aceea.
Și la noi, cred că ar trebui să vină unul cu telefonul mobil și să spună ăsta o va ucide pe asta, va ucide cartea. Ei, catedralele n-au fost ucise de cărți. Ele continuă să existe și sunt vizitate și sunt venerate și așa mai departe. La fel și eu cred că și cartea va fi un obiect care va trăi mai departe, nostalgic, știu eu, în alte feluri, dar într-o nișă, într-o nișă, așa cum sunt și instrumentele muzicale clasice și concertele și, știu eu, tot ce e perceput acum ca fiind clasic, ca făcând parte dintr-o istorie și nu din contemporaneitate. Și ai apucat, în turneul ăsta, ai apucat să vezi cam care sunt prețurile la cărți prin Columbia, seamănă cu noi? În primul rând, seamănă... Columbia, Radu, are PIB-ul la jumătate față așa. De noi. Dar asta nu spune nimic, pentru că acolo nu poți face statistici din cauza acestei imense discrepanțe între bogați și săraci. E ca și când ai spune că dacă ai capul băgat într-un cuptor și picioarele le ții într-un hârbău cu bine. Gheață, în medie e bine. La fel e și la ei. Firește că toate cărțile le cumpără cei înstăriți, care sunt o zecime sau două zecimi din populația lor. Și nici ei nu pot să cumpere propriu-zis cărțile pentru că la nivelul lor sunt scumpe. De aceea editorul meu, Enrique Redel din Madrid, a făcut o mișcare foarte deșteaptă. El nu-și mai tipărește cărțile pentru America Latină în Spania, pentru că e scump să le transporte peste ocean. El și-a făcut sucursale acolo, în trei țări deocamdată, în Chile, în Argentina și în Columbia, și publică variante, deci nu aceeași carte care apare în Spania, ci variante diferite în fiecare țară după puterea de cumpărare a oamenilor. De pildă, Nostalgia din Columbia costă jumătate cât cea din Spania. Și ce înseamnă variantă? Ce înseamnă variantă? Variantă înseamnă copertă diferită. Ok. De pildă, varianta columbiană are la sfârșit o secțiune de fotografii ale Bucureștiului, făcute de Andrei Pandele, așa, și prețul care este la jumătate, cum spuneam. Și are și alte lucruri de felul ăsta. De pildă, iertați-mă că mă laud puțin acum, dar în fiecare librărie... Ei au un stand al meu propriu-zis, în care sunt toate cărțile mele traduse în spaniolă și o fotografie a mea, un prop din ăla, cum se numește. Și asta am văzut în 4 librării din Medellin și din Bogota, unde am fost, și Enrique mi-a spus că sunt în toate. Și au foarte multe librării. De pildă, în Medellin au 130 de librării. Medellin. În Medellin. Medellin, exact așa mi-a spus. Medellin ca jeans, ca ginul așa de enupăr și așa mai departe. Și, deci există și niște strategii și niște viclenii editoriale care asigură succesul acestei edituri. Și o mână de lucru mai ieftină. Ieftină, sigur. Cu o traducere gata făcută în Spania, mâna de lucru e mai ieftină, bănuiesc. Așa. Dar pentru că ne apropiem de final, trebuie să întrebăm și asta, nu? Adică despre pragul celălalt, despre lumea asta care se prăbușește aici la hotarele noastre. Și voiam să știu dacă nu... Sau cum simțiți presiunea de norocirea asta care e aici lângă noi, războiul ăsta? Da, important e că ați spus aici lângă noi, pentru că cu cât ești mai aproape de teatrul războiului, cu atât îți pasă mai mult. Eu am văzut că, îndepărtându-te, oamenii nu sunt atât de obsedați cum suntem noi. Da. De pildă în Spania... Nu prea, e departe. Adică ei simt că mai e destul până să ajungă nenorocirea la ei, iar în America Latină nu se vorbește practic despre asta, sau foarte, foarte puțin. Sunt 2-3 titluri în fiecare ziar despre asta. La noi aici este o obsesie și trebuie să fie. Nu are cum să nu fie, pentru că
avem graniță cu Ucraina, da. Suntem aici, suntem... Probabil că nici noi n-am discutat parte... dacă Brazilia ar invada Uruguayul. Da. Ce? Da. S-ar fi păcat. Da, e adevărat. Da. Sau n-am comentat războiul fotbalului dintre San Salvador și Panama sau cine. Să știi că Gary Kasparov în cartea despre care o să postez ceva mai târziu are observația asta. Și el spune așa, voi europeni, asta e o problemă de Europa și de lumea occidentală. Voi europeni și americani nu v-ați uitat, dar Putin a repetat chestiunea asta și în Cecenia. El descrie scenele de astăzi din Ucraina, existau în Cecenia. Începând de la omoruri, violuri, distrugerea orașelor, raderea la pământ. În Siria a fost același lucru. Și în Siria. Da. Și nu ne-am uitat, pentru că asta e natura umană. Este un război terorist. Asta e cuvântul cel mai bun, pentru că asta înseamnă terorism. Uciderea populației civile pentru știri în ziare și la televiziune. Asta interesa pe ei. Pentru piața internă, pentru Rusia însăși. Da, ce să zic, aș spune toate banalitățile, spunând că este un război barbar, un război care n-ar fi trebuit să existe, o mentalitate de guvernare și medievală, dacă ei spune, de fapt ai face un deserviciu ideii de mediu. Este ceva inimaginabil și mă bucur că Rusia va pierde războiul. Mă bucur foarte tare că îl va pierde, n-am nicio îndoială că îl va pierde și eu sper că îl va pierde catastrofal, adică îl va pierde exact cum spunea Boris Johnson, în așa fel încât niciodată să nu mai ridice capul și să nu mai poată face lucruri de felul acesta. Eu sper că lumea liberă va fi destul de inteligentă încât acum să vadă adevărata fața Rusiei și să știe ce trebuie făcut. Iar noi în România, vreau să vă spun că eu am avut o surpriză plăcută și mi-am mai schimbat părerea despre poporul despre care tu scrii. Da. El s-a comportat în situația despre asta. Despre țara asta care e frumoasă, dar păcat că e și locuită. Da. Ei, locuitorii acestei țări s-au comportat admirabil aici. S-au comportat bine. Eu n-am avut decât cuvinte de laudă despre asta peste tot unde am vorbit, peste tot unde am fost. Și eu cred că și-au făcut datoria de a arăta că le pasă, de a arăta că oamenii ăștia au un sprijin, cei care vin în România, și că se poate face ceva pentru acești inși care și-au părăsit casele, care nu mai au nimic, care au venit cu niște gentuțe și nu au ce să facă. Eu am, și Ioana și cu mine, am mers la centre de primire și plasament a acestor familii. De mai multe ori am fost, am văzut scene absolut impresionante, am văzut două avocate, femei extrem de frumoase și de elegante, care și-au găsit o slujbă să curețe cartofi. Ele curățau cartofi 8 ore pe zi în România și trăiau din asta. Nenumărate alte lucruri am văzut foarte impresionante și am luat și noi, pentru că aveam un apartament liber, am luat o familie de ucrainieni care au stat o lună de zile la noi acasă până au putut pleca în Statele Unite unde aveau rude și acum am luat altă familie. După ce au plecat ei, stau la noi o doamnă cu fiica ei care este mamă singură, având un copil de 1 an și jumătate. Și suntem foarte, foarte bucuroși că putem să facem lucrul acesta câtă vreme avem acest mic apartament liber. Asta e drama. E o dramă care, nu știu, să dea Dumnezeu să se termine repede. Eu n-am niciun fel de pricepere, dar mă tem că nu se va, termina la fel, din ce discut zilnic la emisiune cu oameni care se uită la treaba asta... Și ridică din numeri. Da. Repede nu e un termen. Nu. Eu te-aș mai întreba, Mircea, ca să ieșim din Ucraina, te-aș mai întreba cât mai e din suta aia de pagini. Că scrii la ceva. Acum. Din suta aia de pagini mai am 115. Ah, bun, ai făcut ceva progres. Da. Da, este o carte
altfel decât scriu eu. E primul meu roman, aș zice. Da, interesant. Da, pentru că eu pe celelalte le consider mai curând niște un fel de poeme în proză. Ăsta este, e prima dată când am vrut să arăt că pot să scriu un roman. Un roman adevărat, cu multe povești, cu multe aventuri, pseudo-istoric, petrecut în secolul XIX, cu multe, știu eu, exotisme de toate felurile, un roman documentat în care dacă un personaj ajunge într-un loc, eu știu cum se numeau mâncărurile acolo, cum se îmbrăcau oamenii, ce obiceiuri aveau, câteva fragmente de limbă, lucruri de felul ăsta. Deci am încercat să arăt că pot să fac o poveste de la un capăt la altul care să se citească cu plăcere și să fie și o scriere artistică în același timp. Nu sunt convins că reușesc de plin, dar până la urmă ceva tot mai e sens. Mă exasperează că nu se mai termină. Ia măsuri, fă ceva. Ea știe că te duce ea pe tine. Nu, dar ea știe că trebuie încolo. Să fie de lungă. N-ai cum să spui, uite, peste 10 pagini trag linie, că nu se poate. Da. Unii te-ar contrazice, ar spune că ai mai scris romane. Și apropo, solenoidul nu e doar o bobină, e și un declanșator, da? Al unui tip de atenție spre cărțile tale mai vechi. Așa am impresia că s-a întâmplat. Deci după apariția solenoidului, da, editorii străini, mai ales din spațiul ăsta, da, latinoamerican... Solenoid a fost remarcat în lume. A fost foarte bine primit în Franța, Italia, Spania, în primul rând, dar și în Germania. Și acum toamna asta va ieși în alte vreo 3-4 limbi, între care în engleză, în America... în Statele Unite, și eu îmi pun foarte mari speranțe în ediția asta americană. Ce să zic, sigur că față de alte cărți ale mele, el a avut mai mult, a avut niște avantaje. N-a fost atât de lung, nici atât de dificil ca Orbitor, care a atras atenția unei elite, unei mici elite. Și e mai romanesc, să zicem așa, decât Nostalgia sau alte cărți ale mele. Și atunci el, fiind o carte metafizică, o carte a destinului uman sau a condiției umane, sigur că unii oameni au fost impresionați văzând ștacheta asta atât de, ambiția asta a mea atât de nebunească. Și au procedat în consecință și... Cărțile mele celelalte, nu numai cele dinainte, dar și Melancolia scrisă după, au beneficiat. Adică peste tot scrie de autorul solenoidului, sunt niște banderole de autorul romanului solenoid. E un test America? America e un foarte mare test pentru mine. De fapt, dacă nu existi în America, nu existi, după părerea mea. E cea mai mare piață din lume. Și probabil cea mai prestigioasă. Visul vieții mele a fost întotdeauna să public în America. Am mai publicat câteva cărți acolo, fără mare succes, doar cu succes de stimă, cum se zice. Eu sper ca Solenoidul să fie și succes de vânzări. Te hrănești din publicul tău? După cum știi, Radu, n-are rost să fim ipocriți. Păi, na. Cei mai mulți scriitori spun, na, mie nu-mi pasă de premii, de chestii. Da. Eu scriu pentru artă, de dragul artei. E adevărat. Or fi și e adevărat că în sufletul tău tu scrii pentru tine și pentru ideea ta despre artă, adică din convingere artistică, cum se spune. Dar nu ți e indiferent câți oameni își citesc cărțile. Că ai scriu numai pentru tine, n-ai publica-o. Da, e adevărat. Și sunt câțiva autori care aproape că au făcut asta. Kafka, nu știu dacă a vândut 300 de cărți în toată viața lui, nu cred. Dar contează pentru tine să-ți maximizezi publicul. Nu înseamnă să faci ceva ilicit sau ilegal, sau ilegal artistic vorbind. Da. Pentru asta. Nu înseamnă să, știu eu, scrii
pe subiecte comerciale sau cărți motivaționale sau lucruri de felul ăsta. Totuși, e bine ca o carte a ta să ajungă la oameni destul de mulți ca, conform legii numerelor mari, să ajungă și la cei care trebuie. Deci vă uitați pe audiență, da. Nu sunt singurul care trăiește din audiențe. Nu, credeai tu. Nu. Ei bine. Da. Marquez, Gabriel García Márquez, dacă am tot vorbit despre el, nu ar fi fost García Márquez dacă ar fi fost citit doar de 5.000 de columbieni. Sigur. Da. Mm-hmm. Asta face diferența. Păi, da. Mulțumim. Cam asta ar fi. Așa pentru început, căci ne mai întâlnim. Am ținut și eu minte. Vedem următoarea călătorie fantastică. Mie mi s-a părut fantastic, uitându-mă pe Facebook, deci mi s-a părut o călătorie fantastică și am zis, wow, zici, cum oamenii ăștia, de ce? E clar că suntem diferiți și că trăim cu resorturi diferite. Dar merită povestite întâmplările astea și... cum ar fi să ne bucurăm de bucuria pe care a trăit-o acolo, că de fapt asta e. Că de câte ori mă uitam și ziceam, wow, ce chestie mișto. Și știi cum e, aici putem să purtăm o discuție despre patriotism, dar e român, noi noștri, știi? Mai aveam niște întrebări legate de românii noștri, dar dacă Mircea ne-a promis că mai vine, le amân pentru atunci. Da, facem listă. Că mai vin, bineînțeles, mă simt foarte bine cu voi. Chiar am discutat ca în fața unei beri sau unei cafele, asta mi-a plăcut foarte tare. În general avem și mâncare și asta, adică avem niște lucruri să întâmplă. Dacă te uiți la noi, suntem chiar fragili. Eu îmi țin silueta în ultima vreme. Da, și fugi 400 de metri. 400 de metri și după aceea mi s-a deșteptat pofta de a mai fugi. Așa că acum mai încerc așa. Soția mea și cu mine avem un drum de 3 km. Chiar noi spunem că e drumul nostru personal, de-a lungul pistei de aeroport. Și îl facem dus întors în fiecare seară. Dar din când în când am zis, hai să mai și alergăm câte 10 metri. Să pretindem că e un câine în urma noastră, un Doberman. Să nu uităm obiceiuri. Să știi că la București asta se poate întâmpla. Știu. Mulțumim încă o dată. Mircea, mulțumesc foarte mult că ai tăiat orașul pentru noi la oră de vârf. Și eu vă mulțumesc mult de tot că m-ați așteptat jumătate de oră. Nu, că am lucrat, nu-i problemă și am mai și mâncat ceva. Da, asta înseamnă am lucrat. Da. Am lucrat în orizontul stomacului. Măsline prăjite, despre care zic că sunt senzaționale. Absolut, e adevărat. Sunt măsline pane. Așa. O minunăție, da. Bine. Mulțumesc tare mult, Mircea. Mulțumim și noi foarte mult. Spuma filelor. Cărți, dar și ceva particole aș propune eu, dacă ești de acord. Sigur. Hai să încep tu cu cartea ta, după care o să zic eu de una dintre ele, de super scrieri, că mi se pare important. Da, eu am să încep cu Ioan Mihai Cochinescu, Vulpea lui Akira, un roman apărut la editura 3 cu, știu eu, vreo lună, jumate în urmă, cam așa ceva. Eu am și prins lansarea acestui roman la librăria Humanități din Cismigiu. Chiar am vrut să fiu acolo, pentru că cu Mihai sunt prieten pe Facebook, mă rog, dar ne și știm, am făcut cunoștință, ne stimăm. El e un personaj ciudat, un artist cu multe etaje, compune și muzică, pictează, scrie, face tot felul de lucruri interesante în spațiul culturii. Este un personaj caleidoscopic, aș spune. A scris o carte interzisă la apariție pe vremea lui Ceaușescu, ambasadorul, care a apărut la începutul anilor 90 și care l-a propulsat pe el în ochiul public și în ochiul criticii. Acum, Vulpea lui Akira este... Akira e Akira Kurosawa. Este o revizitare metaforică a Timișoarei. El este timișorean și își aduce aminte de Timișoara sub forma unui mozaic. Și ai o împletire și de planuri, trecut, prezent, circul de pe vremuri, actualitatea de acum, personaje care sunt scriitori, dirijori, actori, apare și Márquez, că tot am vorbit un pic despre el cu Mircea Cărtărescu, apare și Akira Kurosawa, apar și alții. O carte în care însoțitoarea din planul prezent al povestitorului personaj
este frumoasa mea cu părul lung, arămiu și cârlionțat. Asta este o formulă ritualică, o formulă pe care o găsești de câteva ori în fiecare capitol. Întâmplător, persoana care îi face coperta asta foarte frumoasă lui Mihai este Sidonia Călin, care este o femeie frumoasă cu părul lung, arămiu și cârlionțat și care este partenera de viață a lui Mihai Cochinescu. E o carte cu multe substraturi și o carte rebus din multe puncte de vedere. Sigur că unul dintre impulsurile noastre este identificarea concretă. Aha, Piața de Fân din Timișoara, e acolo. Cartierul Fabric, o casă în stil secesion. Sunt lucruri identificabile imediat, dar dincolo de ele este mitologia Timișoarei. Sunt poveștile Timișoarei, poveștile subterane, încrengăturile de evenimente și de personaje. Deci e o carte care pare începută din mai multe locuri și în asta constă maestria construcției. Că e o carte care e non-lineară. Deci nu te duce din punctul A în punctul B, direct, așa, cu o tramă simplă, cu personaje convenționale, comode, pe care e ușor să le fabrici. Nu, este o serie de ocoluri. Când pe stânga, când pe dreapta, când în trecutul apropiat, când în trecutul ceva mai depărtat, când în geografia concretă, când în geografia spirituală, și cred că este una dintre reușitele anului. Este un, cum îi spune, roman puzzle. Exact, da. Eu am spus roman rebus. El este roman puzzle, scrie chiar pe copertă. Deci Ioan Mihai Cochinescu, mai arăt o dată vulpea lui Akira, la editura 3. E o editură care publică autori români foarte buni. Unul dintre ei, Radu Sergiu Ruba, chiar a luat un premiu al Observatorului Cultural, semnătura indiană romanului, despre care îmi pare rău că n-am apucat să vorbesc, care iarăși este o reușită literară. A apărut tot la editura 3, în aceeași colecție de literatură contemporană. Prin urmare, și asta și traducerea mea este tot de la editura 3, care e una dintre editurile excelent profilate și nu de azi, de ieri, de mulți ani. Eu am avut niște întâlniri importante pentru mine săptămânile astea, cât nu ne-am văzut aici la podcast, și o să vorbesc despre amândouă dintre ele. Una e de carte, cealaltă este de presă, deși amândouă sunt legate prin presă. În perioada asta au avut loc premiile Superscrieri, de asta am și citit mai puțin, pentru că pentru că ai citit mai mult. Am citit mai mult, da, dar am citit multe articole de presă. Superscrieri este cel mai mare concurs de presă din România, uh-huh, la care se înscriu redacțiile care doresc să facă acest lucru sau jurnaliștii care doresc să facă acest lucru. Eu am jurizat întâi secțiunea reportaj, unde am avut de citit câteva zeci de reportaje, după care cele 44-45 de nominalizări pentru diverse premii au trebuit luate de la capăt și revăzute, că sunt puse pe secțiuni, uh-huh, reportaj, investigație, documentar video, opinie, presă locală, și au fost niște întâlniri extrem de valoroase pentru mine, pentru că am văzut jurnaliști tineri, am văzut jurnaliști din presa locală care fac o muncă absolut extraordinară și pe care trebuie să o apreciem foarte, foarte tare, pentru că sunt diferite condițiile de muncă față de București, adică ei lucrează sub o presiune și sub amenințări uneori și fără bani și cu o viață... Bine, presiunea politicului e veche la noi, mai ales în presa locală. Sunt tot felul de amenințări, vecine cu șantajul. Sigur că da. E o chestie foarte complicată. Și în condițiile astea sunt oameni care își fac presă extraordinar. Și aici dăm voie măcar să zic așa și să recomand. Dacă intrați pe pagina ffff.ro, ca la fff dulci. Deci asta e fundația Friends for Friends. Sau dacă scrieți Superscrieri pe internet, o să ajungeți la premii. Bun, acum cred că investigația clanul Marelui Alb, care a fost cea mai premiată, da, făcută de Recorder și a luat premii și pentru investigații și Superscrierea anului, o știe toată lumea. Da. Investigația sub acoperire în Biserica Ortodoxă Română, realizată de Victor Ilie. Dar aici mai sunt lucruri pe care vreau să le semnalez. În primul rând, ancheta care a luat și premiul juriului și care e cea mai bună, cred că și la presă locală, realizată de jurnaliștii de la Info Sud-Est, de Andreea Pavel și Cristian Leonte, care scriu despre 1 miliard de euro care ar fi trebuit să intre în Delta Dunării,
pentru diverse amenajări, îmbunătățiri și așa mai departe. Miliard care a început să fie furat de autoritățile, de reprezentanții autorităților locale de acolo. O anchetă pe mai multe episoade care demonstrează fira păr ce golănie deci, s-a interesant făcut acolo. Sună, a început să fie furat. Da, da, că deci, operațiunea continuă. I-au prins pe parcurs da. Și Uniunea Europeană, Comisia Europeană a și sistat plățile către România din cauza acestei furăciuni și prinderea hoților a fost făcută de către acești jurnaliști foarte, foarte curajoși. La reportaj, unde spuneam că am jurizat, eu vă zic articole de pe loc 1, ca să vă puteți, uitați-vă și voi pe, la premiile superscrieri, pe locul 1, altă harta României, peticile de Europa aduse acasă de diaspora, de Alina Mărculescu Matiș în panorama.ro, e o chestie absolut superbă. În ce sens? Ea a avut curiozitatea să vadă în ce fel oamenii care muncesc în străinătate aduc lucruri arhitecturale sau îmbunătățiri ale vieții în satele sau orașele în care trăiesc. Okay. Și vedea case construite în România și de unde? Te-ai de la Pisa din Italia, noi am muncit acolo, haideți să vă explicăm cum am făcut. Și a făcut o hartă interactivă în toată România, în care a arătat, uite, aici oamenii ăștia au adus o casă spaniolă din... din cutare loc. Aici oamenii ăștia au făcut o îmbunătățire de apă, aici oamenii ăștia au pus și așa mai departe. No, interesant. Mai e, foarte interesant. Mai e un reportaj tot pe locul întâi al lui Vlad Odopescu de la Scena Nouă. Blocuri strâmbe, cum ajungem să locuim prost pe bani mulți. E un reportaj foarte bun despre cum arată piața imobiliară din România. Colega mea, Anisandu, de la Europa FM a câștigat premiul pentru podcast audio, cu un reportaj senzațional, o serie pe drumul E85, drumul morții, da, în care a vorbit cu victime, cu supraviețuitori, cu autorități, cu experți și a arătat oamenilor de ce să moare și de ce nu ne mai oprim din omorât oameni acolo. Și tot aici vreau să vă semnalez, știu că acum fac multe nedreptăți, merită toți multă atenție, la această secțiune de podcast vreau să vă recomand două povești extraordinare găsite de cei de la Vice, care au un podcast numit Pătratul Roșu, care este un podcast despre sexualitate și diverse dimensiuni ale acesteia. Poveste absolut senzațională cu un tânăr bolnav de HIV. Trebuie să recunosc că nu am auzit povestea spusă așa vreodată. Viața mea absolut magnetică, te ținea acolo lângă aparat să asculți. Și atât vreau să zic că e presă de mare calitate în România, că sunt oameni care fac treabă foarte bună și că aici a fost și Walter Robertson de la Spotlight, jurnalistul a cărui echipă a descoperit abuzurile sexuale ale preoților catolici. De unde și filmul Spotlight. Exact, ne-am uitat împreună foarte la Spotlight. Bun filmul, da, foarte film bun. De Oscar. Da. El a fost la București, a vorbit, a stat de vorbă cu noi, ne-a explicat viziunea sa despre presă, despre ce avem de făcut și a adresat un elogiu important Emiliei Șercan. Ha, frumos. Da, în gala acolo el a spus așa, cea mai mare grijă, sau să încep altfel, noi în America, în calitate de jurnaliști, suntem protejați de amendamentul, de primul amendament, care ne dă nouă libertatea de a vorbi, de a ne spune opiniile fără presiunea justiției și fără amenințări și fără lucruri de genul ăsta. Cea mai mare grijă a unui ziarist de investigații american, spune el, este să nu întârzie seara la cină. Sigur, a exagerat, a glumit, dar niciodată și niciunul dintre noi, și el are 50 de ani de carieră, nu a trecut în America prin ceea ce trece Emilia Șercan în România. Da. Noi nu am avut, în ciuda dezvăluirilor noastre, și el a făcut multe dezvăluiri, noi nu posibil, am avut probleme de gelos. E posibil să nu fi avut un guvern de plagiatori. Americani? În America. Sigur. Mă gândesc că e una dintre cauze sau de doctori făcuți pe genunchi, făcuți, cum se spune, la apelul bocancilor. Da? Poate că n-au existat atâția la noi, fenomenul a devenit endemic și sunt doctori în diverse lucruri acreditați de instituții care, conform legii, nu au voie să organizeze doctorate. Adică suntem în plină vrie, da, din punctul ăsta de vedere. Și firește că Emilia Șercan este supusă timorării, supusă amenințărilor, arătată cu degetul, că asta este, iarăși este un lucru interesant. Devine cel care constată neregula, nu cel care o comite. Da. Ăla care o comite, sigur, era dator să încerce. Sigur e o conspirație, da, în ce fac ei. Dar de ce acum?
Pentru că acum a descoperit-o. Deci, da. Atât am avut spus, să mergem mai departe. Da. Mai departe vin eu cu Abdulrazak Gurnah, premiul Nobel, cel mai recent premiul Nobel. Romanul se cheamă Abandon, apare la editura Litera, în traducerea Andrei Moldovan, o traducere foarte bună. Acum, eu n-am vrut să citesc din omul ăsta doar pentru că a luat Nobelul. Am vrut să văd cum scrie un tanzanian, pentru că el născut în Tanzania, plecat în Anglia, cu studii în Anglia, un om care a interiorizat limba engleză până la ultimele amănunte și care scrie o poveste. Înainte de Abandon, mi se pare că a fost publicat romanul lui Paradis, care cred că e cel mai cunoscut, și care scrie o poveste africană de la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, care începe cu un cetățean flenduros și leșinat, care apare într-o comunitate africană și care este văzut, firește, drept un semn rău, primul rând că e alb, ce să caute albul acolo. Și pe urmă povestea se rostogolește, dar se rostogolește invers decât am crede noi. Deci este o cronologie inversă, de fapt, a unei povești spuse în momentul X, continuată în momentul Y, care este anterior momentului X. Deci un fel de răsucire a timpului și de inversare a polilor familiei, neamului, locului, cu tot felul de trimiteri de culoare locală, cu tot felul de ritualuri, cu tot felul de apariții și dispariții și cu un limbaj care în bună măsură se raportează la 1001 de nopți și cu personaje, în special unul dintre ele, Rashid, care împrumută destul de mult din persoana și personalitatea scriitorului, autorului. De un roman exotic, e un roman care vorbește despre colonialism și independență, despre sacrificiu, despre asprimile familiale și pedepsele uneori drastice de acolo, din acea comunitate, despre Mombasa, că o parte din acțiune se petrece în apropierea capitalei keniene. E o carte exotică și o carte care se citește foarte, foarte ușor și o carte scrisă ok, adică nu cred că e o capodoperă, deci nu e Vargas Llosa, cel despre care vorbea Mircea cu Războiul sfârșitului lumii. Nu. Nu e nici Marquez cu Un veac de singurătate. Dar este o carte onestă, scrisă ok, bine, și care, pusă lângă celelalte cărți ale lui Gurnah, dau imaginea unui om de premiu Nobel. Aici cu premiu Nobel vor exista întotdeauna contestări, vor exista întotdeauna bănuieli, vor exista întotdeauna acuzații de sprijin politic sau acomodare la ceva politic, pentru că așa a fost de zeci de ani. Nu întâmplător, Laurențiu Ulici, cu niște decenii în urmă, a scos o carte care se chema Nobel contra Nobel și în care erau contrapuși câștigătorii și cei care ar fi putut să ia și n-au luat. Unii, Nobelul decernându-se în timpul vieții, unii au ratat, deși n-ar fi avut voie să rateze, în mod normal, Borges n-a luat premiul Nobel, ceea ce e un scandal în sine, și atâția alții. S-ar putea să nu ia nici Milan Kundera, care nu știu cât mai are de trăit. La un moment dat a fost propus și Blaga. Și Blaga a fost carotat din România. Motivul oficial pe care, mă rog, oficial și neoficial pe care l-au avansat atunci membrii juriului a fost că Blaga mai poate să ia, că are timp, că e încă tânăr ca autor. Îi dăm lui Jimenez că e mai bătrâior, așa, și merită și el și e bun. Și Jimenez a mai trăit, nu știu câți ani, Blaga a murit în anul următor. Sunt ironii crude și în viață și în ierarhii și în opțiuni, dar în orice caz el e un autor respectabil. Nu spun strălucit, că nu este strălucit, dar este respectabil și ce scrie se citește cu plăcere și cu ușurință. E o carte care are o convenție și are o inversiune de poli, dar care nu îți pune problemele de enigmistică și de puzzle pe care ți le pune, de exemplu, vulpea lui Akira. Sunt două tipuri de discurs și de frumusețea textului. Nu am ce carte să vă arăt acum, pentru că am ascultat-o. Este Winter is Coming, eu am ascultat-o în engleză, dar mi-a trimis cineva o fotografie și cu ea în română, Vine iarna, a lui Garry Kasparov. Asta nu e o carte nouă, eu am citit-o
la documentare, cum ar veni, pentru prezența lui Gary Kasparov în România, cu care am avut ocazia să fac un interviu. Interviul e pe pagina europa.fm.ro, nu am avut timp să-l pun și la mine pe site, sau îl găsiți pe YouTube. Cartea e mai veche, e din 2015, dar e o carte foarte bună ca să înțelegi ce se întâmplă în momentul ăsta în Ucraina și în Rusia. E o carte foarte bună să-l înțelegi pe Putin, pentru că Kasparov în anii săi ultimi de viață, adică în ultima vreme, și din anii 90 încoace, el s-a ocupat de politică masiv. Da. Și spune la un moment dat că politica era cât pe ce să mă coste și vreo două titluri de campion mondial la șah, pentru că nu mai reușeam să mă concentrez la ceea ce trebuia să fac. Explică evoluția lui Putin bazată pe dramele pe care rușii le-au trăit în anii 90, și anume o corupție absolut hidoasă și o îmbogățire rapidă și o sărăcire rapidă a populației, da? Și Putin a venit ca un salvator și rușii l-au luat în brațe și au zis, uite, ăsta e. Motivul însă pentru care spune Kasparov că rușii știau de corupție și au rămas cu această traumă a corupției anilor 90 este pentru că exista presă, să-i zicem, liberă. Dar presă care funcționa pe principii mai democratice, fiind deținută de oligarhi care se certau între ei. Da. Și atunci informațiile și adevărul, așa cum era, apăreau în diverse gazete și oamenii aflau. Și țineau minte, ăia sunt corupți. Ceea ce sub Putin nu s-a mai întâmplat. Sub Putin corupția a dispărut, nu mai scrie nimeni despre ea. Putin a luat toată presa sub aripa oligarhilor săi noi și nu i-a mai dat voie să scrie de la, uite, lucru pe care eu nu aveam cum să-l știu și nu l-am sesizat vreodată, de la scufundarea submarinului Kursk. Da. Când atunci la, ce an s-a fost? Anul 2000, cred că era. Cred că anul 2000 era. Ei nu au intervenit, iar gazetele, unele gazete rusești și televiziuni rusești, care la data respectivă funcționau, îl arătau pe Putin la plajă la Sochi. Și Putin și-a dat seama ce armă formidabilă este media, care îl pune pe el într-o situație proastă. Și de atunci a rezolvat chestiunea. Sigur că sunt multe explicații, multe chestiuni logice văzute în viitor și Kasparov spune din 2015, vedeți că ăsta vine peste restul lumii, ăsta o să fie război în Ucraina. Și spune de mai multe ori, vedeți că ăsta vrea război. De ce vrea război? Uite argumentele, uite cum gândește. Kasparov a susținut asta, e o întâmplare cunoscută, la masă la o jurnalistă, Jill Tennant, de la Financial Times, la o masă cu mulți oameni, în care el le spunea mesenilor, vedeți că ăsta... Winter is coming. Winter is coming. Și oamenii... Chiar lasă. El, da, lasă. Lasă că el e cu nebunii lui acolo. Da, da, da. Așa. Și, cum se zice, mi-a spus în engleză, mi-a spus în interviu că eram, se uitau la mine ca... Full of the village, sau e o expresie care... Prostul satului. Prostul satului, așa, da. Și cu amabilitatea gazdei, la un moment dat s-a schimbat, domnule, discuția, că nebunul ne intoxică aici cu... tot zice că o să fie un război nebunul ăsta. Iată-l. Nebunul gândește cu câteva zeci de mișcări înainte. Da. Aia e. Da, și pentru că episodul ăsta va apărea în weekend, bănuiesc. Da. Mai spun că încep conferințele Humanitas la Ateneu. Din 21 în 24 mai există o conferință de dimineață și una de după masă și sunt doi specialiști în spațiu rus, Stefano Botoni, care vorbește despre Stalin și regiunea noastră autonomă maghiară, și Marga Leoti, care este un putinolog cunoscut. Și mă duc și la conferința despre ideocrație. Știu. M-aș duce și eu cu dragă inimă, eu mi-am luat și bilet și nu o să pot să vin pentru că am lansarea la Sibiu și am drum înspre București cu dată de sosire suficient de târziu ca să ratez conferința lui Horia Patavievici. Pare rău. Să fac. Sau dacă poate l-ai promis. Nu l-am promis, nu. Da. Acum mi-am dat seama că nu o să pot să fiu. Horia Patavievici, după care în dialog cu Gabriel Liceanu. O să fie interesant. Da, asta e secțiunea despre cărți. Okay. Fotbal. Fotbal și fotbalanuc. Acest episod fotbalistic care a lipsit săptămâna trecută, ne cerem scuze, apare astăzi pentru că suntem mai aproape de finala
dintre Champions League. Champions League, da. Dintre cluburile Real Madrid și celălalt, cum îi zice, că nu mai știu. Nu știu, poate mare să știe, da. Da. Să spunem Liverpool și Real Madrid, măcar în ordine alfabetică, dacă nu valorică. Cum vă place .ro, care este cea mai mare susținătoare a Liverpoolului, a leșinat aici lângă noi. Da. Da. Sunt câțiva, oameni care susțin Liverpool, eu știu din presa scrisă, îi cunosc, am și colaborat cu câțiva dintre ei, cu unul colaborez și acum cu Vali Moraru. Vali Moraru, Mihai Mironică. Da, Mihai Mironică, Costin Ștucan, da. Și mai sunt. Și știu că precedenta finală Liverpool-Real, care a rămas în istorie sub numele de aia cu Salah, ca așa e să spune acum, finala cu Salah și cu Ramos, am văzut-o în 8 la un restaurant pe un televizor mare și eram și cu tricouri și cu fulare, cu eșarfe și eram 4 contra 4. Așa, pe tabere. Dan Filotti, care era cu Real, la fel ca mine, cred că Dinu Gheorghe era tot cu Real și mai era cineva din tabăra noastră. Și de partea cealaltă erau Vali Moraru, nu mai știu de ce, Rădulescu, 5-2. Dar în orice caz, eram 4 contra 4 și s-a terminat cu 4 goluri și cu portarul căruia lumea i-a spus precarius după ce a pățit ce a pățit. Adică l-a lovit Ramos în cap cu cotul. Da. Ramos a avut o zi ocupată atunci, o zi plină. Da, field day, multe, cum se zice. Da. Bine, acum nu cred că din cauza lui Ramos nu l-a văzut Karius pe Benzema. Circulă legenda urbană. Nu știu, da, mai pun și eu sare pe Ramos. Și farsa ca aia lui Bale pe vremea când Bale juca fotbal, ceea ce acum pare ceva exotic. Dacă spui acum Bale știu, joacă fotbal, lumea să mire. Ce, tot cum să voi joace? L-ați distrus pe Bale. Nu, no, s-a distrus singur. No, da, s-a distrus singur. Adică în momentul în care tu vii cu banner pe care scrie Wales Golf Madrid in disorder, bă, nu e ok. Adică in disorder, băieții pompează milioane de euro în tine pentru ca tu să stai să joci golf. Și tu le spui chestia asta, da, pentru mine țara galilor, căci sunt galez, sigur. Da, știi cum a zis Dylan Thomas? Wales is the land of my fathers and my fathers can have it. Adică era un moment de acută criză. Așa. Astea sunt cele două dintre cele mai mari cluburi din istorie, dacă nu chiar cele mai mari. Dacă stau să mă gândesc ca tradiție istorică întinsă pe 100 de ani. Și două dintre cele mai spectaculoase. Da. Aici vreau să supun 5 puncte și să le analizăm, 4 sau 5, să vedem cine are cădere, ca să jucăm un fel de avioane așa. Da. Da? Hai să vedem. Da. Deci începem așa cu... Fotbalul are această calitate, iartă-mă, de a râde de cei care fac pronosticuri nu și comentarii. Pronostic. Vedem și comentarii. Care, vedem care e cel mai mare. Stabilim o ierarhie sentimentală de asta, nu care o să fie cel mai bun pe tren. Dacă numărăm trofee de ligă și de Champions, istorie, e simplu. Asta zice, istorie și tradiție. Hai să începem. Sau doar istorie, da. Da, nu știu, adică eu n-am reperele, n-am calendarul rezultatelor, dar sunt... Zicem așa mental, ce-și amintește lumea. Da, păi eu țin minte că oamenii ăștia au cumulat 13 trofee, da, Cupa Campionilor plus Liga Campionilor, că luaseră la un moment dat 3 la rând, o pauză de un an. Da, Liverpool e mai vechi ca Real Madrid. Liverpool e mai vechi, e adevărat. Și are o tradiție mai lungă și mai apăsată. Ceea ce e previzibil, da. Da. Pentru că fotbalul a apărut în Anglia. Da, în Spania. Da. Spune-mi chestiunea asta. Da? Sigur. Deci, în materie de trofee, vorba ta, Real Madrid e cea mai mare echipă din istoria cel lumii. Cel puțin deocamdată, da. Da. Liverpool nu e, că a lucrat în salturi, ceea ce... E adevărat. Am și Real a lucrat în salturi. Real a avut perioadele ei de ineficiență, a avut perioadele ei de antrenori caragioși, care nu aveau nicio legătură nici cu echipa, nici cu fenomenul, din punctul meu de vedere. A avut tot felul de experiențe exotice. Deci, la istorie și tradiție, dăm întâietate Realului, da? Adică... Să zicem. Sau, să zicem, să da? Zicem, da. Pentru că, deși Liverpool e un club mai vechi, are mai puține trofee. Vitrina e un pic mai... Un pic mai goală. Spațiată în obiecte decât a Realului, da. Da, asta e. La personaje monumentale? Ho, aici e cumplit de greu. Păi, e de nedepartajat din punctul meu de vedere, pentru că ai antrenorii iconici de tip Shankly sau Paisley. Shankly, Paisley, care sunt întemeitori. Chiar Ulie, care n-a fost un întemeitor, dar care a fost una dintre poveștile lui Liverpool. Și poate l-ai și pe Gerrard, care e
antrenorul altei echipe la ora asta, dar este unul dintre fanioanele lui Liverpool din ultimele decenii. Excepțional. Absolut. Un jucător excepțional. Da. Ca personaje, spunem, și mai jucători sunt, excepționali adică, au fost la ambele echipe. Da, ai monumente în mișcare pe care le-am văzut în tribună acum câteva zile. Kenny Dalglish, de exemplu. Ian Rush. Kevin Keegan, care a fost și el la Liverpool o perioadă și era un jucător spectaculos. Eu îl țin minte din finala cu Borussia München la Parc din 77. Partea cealaltă ai Di Stefano, Hento și cu Puskas. Despre Puskas se spune că a fost mult mai mare decât mulți alții din vremea noastră, doar că n-am avut atâta televiziune încât să... Bine, asta e valabil și pentru curtea noastră. Dobrin plus Digisport, poate că ar fi însemnat altceva decât Dobrin, sigur, ar fi însemnat altceva decât Dobrin fără Digisport, Look și așa mai departe. Da, deci el a avut acest handicap. Bun, mai ai, l-ai pe Raul, de pildă, care a dat numele, da, Butragueño, că era Quinta del Buitre, dar echipei s-a spus an la rând Raul Madrid. Corect, pentru că se identifica echipa cu capitanul ei, care era un jucător de atac fenomenal, care n-avea nicio calitate prin care să iasă în evidență. Dădea gol. Dar n-avea nimic. Adică spui despre unii, spui, noi au detentă, au lovitură de cap, alții au forță, alții au o tehnică de filigran, alții au, mai știu eu ce pasă cu călcăiul. El n-avea. El nu excela la ceva. Da? Gialminia, de exemplu, excela la driblinguri, cel de la Deportivo. Alții excelau la sprinturi. Mbappé, de exemplu, pare fugărit de un ghepard în permanență. Da? Raul n-avea nimic din astea. Dar era acolo tot timpul. Nu știu ce făcea, cum făcea și marca și i s-a spus echipei Raul Madrid după chipul lui. Cred că cel mai mare personaj din istoria lui Liverpool este forța grupului. Dacă stau este, să mă gândesc un anumit tip de mentalitate... Da. Și o anume capacitate de a întoarce meciuri și de a rămâne pe teren, care pare mult mai călită decât a Madridului. Dacă Madridul va avea o problemă sâmbătă seara, o va avea din cauza acestui grup formidabil. Și din cauza faptului că seriile nu sunt infinite. Adică în momentul în care norocul te servește de, și inexplicabilul, nu doar norocul, te servesc de 3 ori, nu e deloc obligatoriu să te servească și a 4-a. De obicei lucrurile astea se decontează când ți-e lumea mai dragă. Au pățit-o și naționala Franței, și naționala Italiei, și naționala Spaniei. Cam toată lumea a pățit-o. Adică învii odată în optimi. Mai învii odată în sferturi. Mai învii și a 3-a oară în semifinale. Ne? Și acum tu ce aștepți? Să învii și a 4-a oară? S-ar putea să nu meargă. S-ar putea să nu meargă, nu știu. Fotbalul e un joc greu de anticipat. Mai ales între două echipe cum sunt Liverpool și Real. Dar nu e deloc obligatoriu ca dacă ai avut 3 reveniri uluitoare și băftoase unele dintre ele, să ai și pe a 4-a. Și cu grupul, grupul mai e ceva, cred. Ideea de mercenariat a fost mai prezentă la Real decât la Liverpool. Explicabil, au fost și bani mai mulți. Sunt și acum. Dar Liverpool, care este plină de străini la ora asta, nu era într-o vreme când străinii mai erau totuși pe la Real. Nu acum, nu ca acum, ca în zilele noastre, dar erau. Liverpool 84, cea care a câștigat cu Roma la penalti, era o echipă de englezi, irlandezi, mai era câte un scoțian, da? Dar erau britanici toți. Nu prea aveau importuri. La Real mai găseai câte 1-2. Și ca stil de fotbal, cine are cel mai atrăgător stil de-a lungul anilor? Și aici e o discuție. Depinde ce înțelegi prin atrăgător. Ca frenezia jocului Liverpool. Ca estetică inegală însă Real. Deci Real are meciuri când cred că îi seduce și pe cei care țin cu Barcelona, mă, nu pe toți, o parte. Deci are desene de pase și avea, mai ales când sunt echipa aia cu Figo, Zidane, Ronaldo, primul, Roberto Carlos, Raul, aia era o echipă stelară. Guti săracul nu prindea. Când prindea, mai dădea câte o pasă cu călcâiul în loc să marcheze. Știu, era rezervă, că nu, în locul cu ei să joci. Ei aveau construcții fabuloase. Nu au avut frenezie, sau dacă au avut-o episodic, au avut-o pe sferturi de oră. Cum joacă naționala noastră. Ea joacă bine 10 minute, pe 80 de minute joacă prost. Real apasă pe accelerație un sfert de oră.
Nu se știe cum și nu se știe care sunt resorturile. Liverpool are această pedală apăsată în permanență. Deci Liverpool are acest heavy metal football, cum i s-a spus, pe care l-a imprimat Klopp și care exista și înainte. Deci eu, deși țin cu Real de mic, în momentul în care îi vedeam pe Liverpool din anii 70-80, nu, îmi pleam de bucurie. Îl vedeam pe Jimmy Highway, Jimmy Case, pe Steve Highway, pe Kennedy, care a fundat stânga, pe Rush, pe Keegan, mie Keegan îmi plăcea la nebunie, care a fost, ca antrenor, a fost execrabil, sau submediocru, dar ca jucător era o forță, mic așa, pletos, Dalglish, la fel. Acolo, la Liverpool, mi s-a părut că există un singur corp străin, Souness, care e o brută, nimic altceva, deci ăsta e cuvântul, brută. Și a pățit o movilă din cauza, printre alții, adică în lungul șir de victime, a intrat și movilă, căruia publicul care nu ținea cu Dinamo îi spunea lovilă, pentru că lovea și el. Da? Și-a găsit nașul. Da. Deci Souness, din punctul meu de vedere, nu avea ce să caute în fotbal, dar restul echipei era minunat. Și să încheiem cu o altă dimensiune care se numește suporteri. Mm. Aici, da, aici lucrurile par limpezi, Liverpool, pentru că publicul real este mai degrabă un public de teatru, de teatru activ, așa, și interactiv. Un public de clasă mijlocie. Da, public de costum, public în care la prima mea prezență pe Bernabeu se puteau vedea profesoare de muzică sexagenare care veneau aranjate, lichisite, se uitau la meci cu un interes, cred că filozofic, nu pur fotbalistic, nu prea interesată de rezultat. La Liverpool, da, Liverpool are un public care toarnă ciment în capul adversarului și care îl iubește cu patimă. Este un public în bună măsură proletar, de tip training, pantof de lac și bere, neapărat, cântă așa, dumnezeiește. Așa este cartierul, așa s-a născut, este clubul Plore, că nu-mi iese, așa. Proletar, da. Și știi că cele două stadioane ale... Liverpool și Everton? Da, Anfield și celălalt, îmi scap acum. Goodison Park sunt la o milă unul de altul. Da, cartierele sunt... La mila destinului. Exact, dar cartierele sunt cu totul și cu totul altă... congregație, să spunem. Altă textură, altă socială. Altă textură socială. Și așa e la Roma. Acolo joacă amândouă pe Olimpico, dar Roma este echipa populară și Lazio sunt acriturile și fițoșii neonaziști. Cam așa e. Cam asta e percepția în oraș. Eu m-am dus și am întrebat un om. M-am dus în un magazin de articole sportive și am întrebat cu cine ține. Dacă e lațiale sau romanista. Și s-a uitat așa la mine. Romanista, dar așa, nu se pun întrebările astea, că riști le înșajă. Așadar, pe baza acestor criterii, suntem la egalitate. Vedem, să ne bucurăm de meci. Bucurați-vă de fotbal. Bucurați-vă de fotbal, bucurați-vă și de trăirile lui Ancelotti, că există o cultură a revanșei, pe care sigur că o acreditează presa, dar care cred că palpită și înăuntru echipelor. Liverpool are revanșa de atunci de când cu Karius, cu Ramos, cu Salah, deci își va aminti probabil și de meciul ăla, de finala aia. Ancelotti are cicatricea adâncă din 2005, când a antrenat pe Milan și când Liverpool i-a făcut figura, ceva neverosimil, adică o echipă italienească și o echipă cu un lot spectaculos să încaseze 3 goluri în 6 minute. Da, de la o echipă englezească. Adică echipă englezească, bun, dar... Și ce echipă? Și ce echipă, Steven Gerrard era cât un stadion de fotbal. Vezi, acolo e puterea lui Liverpool, pentru că a coborât din tribuna aia prin picioarele băieților ăstora crescuți acolo, în timp ce Ancelotti, sigur că avea o echipă fabuloasă cu Kaká și Hernan Crespo și Pirlo, Inzaghi, cred că era și Nesta. Nesta, Maldini erau acolo, nu? Era o echipă uriașă, Șefcenco. Care n-avea însă sufletul lui Liverpool. Despre asta și după finală. Nu, mă abțin să dau pronosticuri, bine, nici nu mi-ai cerut,
dar afirm cu mâna pe inimă că țin cu realul, într-adevăr, cum fac de, nu știu, peste 50 de ani, dar nu o să fiu supărat dacă bate Liverpool. Singura mea condiție ar fi să fie un arbitraj civilizat, să nu fie mizerie de arbitraj. Altfel, fără Ramos nu o să mai fie incidente, toată lumea va fi politicos. Nu știu, mă îndoiesc. Dar nu, mie Liverpool nu e echipă simpatică, sigur, nu e echipa mea preferată, echipa mea preferată e Real. Dar Liverpool cred că e foarte greu să fie antipatizată de cineva care nu e din galeria lui Everton. Care nu e de la Manchester. Da, sau de la Manchester, da. Fără pronosticuri și fără mâncare astăzi, că am avut deja mâncare. Deja ne-am ospătat. Na, ce să spunem, nu să ne gândim pentru data viitoare poate la niște torturi. Da. Sau torturi. Că torturi, la mine depinde. Se accentuează în două cazul feluri. Tău, dar eu voi mânca, am văzut un tort roșu. E aici la modă, la o cofetărie bulgărească. Aha, interesant, da, roșu. Roșu am înăuntru, de afară Liverpool. E da. Și alb pe din afară. Ah, e ceva așa, da. Okay. Cred că e destul pentru astăzi, nu? Și eu zic, da. Da. Haideți să încheiem aici, oameni buni. Vorbitorinci, episodul 33 se încheie. Ca la doctor. Să aveți poftă bună și sănătate. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Ori la treabă. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.